Bine ne-am regăsit, dragii mei prieteni! Continuăm experimentul previziunilor săptămânale în acest format schimbat, așa cum aș ceru voi. Problema cu aceste citiri săptămânale este că voi nu mai învățați nimic nou. Adică vă dau pe tavă așezarea planetelor și în ce domenii vă afectează ele pe zile. În previziunile formatului trecut, în fiecare material, vă mai învățam câte ceva de fiecare dată despre ritualuri, despre amulete folositoare, despre simbolurile sabiene, karma, întâlnirile karmice, despre asteroizi sau stelele fixe, despre vibrația lunară și multe altele. Adică, vă spuneam ceea ce alții nu vă spuneau. Eu am creat acest canal YouTube și cel găzduit de platforma Patreon, tocmai ca să pot să vă ajut în, pe fiecare cu niște informații folositoare. Să contribui și eu, așa cum pot, la ridicarea vibrației de care vă tot spun de atâția ani încoace. Și asta nu se poate face decât prin cunoaștere, dragii mei, cât mai multă și cât mai diversificată. De aceea, pe Patreon, am materiale speciale pentru cei care chiar doresc să știe mai mult, să experimenteze mai mult și chiar să învețe astrologie. Iar pe canalul YouTube vă dădeam informațiile de bază, de începător, cum s-ar spune. Deci, într-un fel sau altul, voi, ascultând, primeați energia Universului de la mine, adică subconștientul vostru lucra. Ei, acum pentru că nu este timp fizic să le facem pe amândouă, adică formatul vechi plus formatul nou, nu mai învățați nimic nou, ci doar vă axați pe un calendar astral, ceea ce semnifică cea mai mică parte a astrologiei, adică ratați partea cea mai importantă. Dar voi ați ales asta și o să vedem până la sfârșit de lună cum stau cu vizualizările. Revenind acum la săptămâna analizată, ziua de 16 și de 18 nu prezintă evenimente importante, deci nu o să ne intereseze în prezentare și atmosfera generală a săptămânii este una bună și plăcută, pentru că ea începe cu un frumos sextil între Lună și Mercur și Soare și Venus pe energie de gemeni și o să fim fermecători, mai inteligenți, o să ne manifestăm mai cu blândețe, mai cu atenție, mai inspirați în comunicare, așa cu vorbă bună, mai adaptabil și cu forță de a improviza. De asemenea, vom fi predispuși la dragoste la prima vedere, o să iubim luxul, armonia, frumosul și o să avem și noroc la bani. Pe 13 iunie este o zi foarte proastă pentru toată lumea, când are loc o cuadratură între Lună și Saturn, și ne afectează pe fiecare într-un anumit domeniu. O să vi-l spun. Iar pe 15 iunie este o zi foarte bună, cu două trigoane frumoase, între lună, Pluto și Jupiter. Și săptămâna aceasta studiată se va termina prost, pentru că avem o coadratură între Venus și Neptun, ce aduce supărări, pentru unii poate să aducă decepții în iubire, griji față de partenerul de viață, o să fim influențabili, schimbători, în pericol de scandal sau pierdere de reputație și infidelitate. Și o să mai avem și o opoziție între Luna și Marte, care ne face așa furtunoși, agitați, explozivi, în sentimente mai ales. O să ne răzvătim împotriva regulilor, unii pot să recurgă și la constrângeri, posibile de mici accidente, necazuri digestive. Ei, să vedem acum pentru fiecare zodie în parte, că de fapt asta vă interesează, ce evenimente vă afectează și mai ales domeniile pe care trebuie să le supravegheați. Adică să fiți atenți cumva la ce vi se întâmplă și vă rog să vă uitați și unde se plasează guvernatorul zodiei voastre. Deci ascultați semnul zodiacal, ascendentul vostru și poziția lunii. Cei care nu știți ascendentul și poziția lunii, vă aștept pe Patreon și acolo vă dau cum arată harta voastră natal, adică o să aflați aceste amănunte. Zodia Berbec, cei cu ascendent în Berbec sau luna în Berbec. Pentru voi aspectele vor fi favorabile pe zona de comunicare, rude apropiate, călătorii scurte, distracție și aventură, și mai dificile pe zona financiară și de anturaj. Săptămâna începe cu o zi bună pe drumuri scurte și modul cum vă petreceți voi timpul liber. Astfel că pe 11 iunie avem luna în leu, deci se așează pe casa voastră 5, distracție, copii, chef de viață, risc și facem un sextil frumos cu mercur în gemeni pe casa 3 a treia comunicării și a rudelor și a drumurilor scurte. Și mai face și un sextil cu soarele în gemeni și mai avem un sextil cu Venus în gemeni. Deci activitate mare pe casa a treia comunicării și o poziție frumoasă cu luna. Astfel că veți fi mai comunicativ, mai jovial, mai puși pe glume și pe distracție. Cu sau fără copii. O să comunicați mai bine cu toată lumea. Și orice proiect ce ține de partea aceasta intelectual va fi foarte bine aspectat și ajutat de către astea. Puteți să vă adaptați ușor sau să improvizați mai ușor funcție de situație. Iar sextilul cu soarele vă va da o dispoziție fermecătoare, puteți să vă îndrăgostiți mai ușor, o să vă umble ochișorii, așa în stânga și în dreapta, o să fiți interesați și de partea artistică a vieții, adică de lux și de viață mai bună. În acel zi, luna în leu, casa 5 înseamnă cuadratură cu Uranus în taur, adică pe casa a doia banilor. Quadratura, știți, este un aspect mai prost pentru că în această situație o să vă facă să fiți explozivi. Adică să aveți o atitudine neașteptată, scandaloasă uneori față de partea financiară. Nu știu, poate vă trece prin gând să faceți o cheltuială extravagantă sau... Puteți să aveți această atitudine explozivă pe partea de relații fără angajamente, casa 5, și să vă purtați scandalos, astfel că o să iscați niște evenimente nedorite. Marte în Taur, deci pe casa voastră doi a banilor, face cuadratură cu Pluton vărsător pe casa voastră 11 a prietenilor și a anturajului. Este un aspect la fel prost, ce aduce scopuri egoiste față de bani, Poate să aducă și ceartă. -mi. Oricum, în legătură cu niște prieteni sau cu probleme de finanțe. Eu vă spun să folosiți ziua ca să vă simțiți bine și să aveți grijă să nu exagerați cu cheltuielile sau chiar cu aventurile. Ziua următoare, 12 iunie, luna se mută în fecioară pe casa voastră 6. Munca zilnică, adică activitatea zilnică și sănătate. Și face un trigon cu Marte în taur deci se așează pe casa banilor și face și coadratură cu Jupiter în gemen pe casa a treia comunicării. Ce spune asta? Că sunt niște aspecte care se bat cumva cap în cap. Pentru că o quadratură cu Jupiter spune că veți fi lipsiți de prevedere, puteți să, vă, să fiți așa puși pe harță, îngânfați și risipitori, adică exact cum nu-i place lui Jupiter. Iar trigonul cu Marte vă face ambițioși, super energici curajoși și determinați. Așa că voi trebuie să învățați să folosiți energia de foc a lui Marte, care este guvernatorul vostru, și să îl împăcați și pe marele benefic Jupiter, raportat la partea financiară și la felul cum gândiți voi despre bani. Mercur în gemeni, deci pe casa a treia comunicării, în cu Saturn în pești pe casa 12 înseamnă defăimare, dușmani ascunși, minciuni, viclenie, viață ascunsă, secretă, vicii, tendință de critică excesivă. Asta o să simțiți voi raportat la niște rude sau la niște persoane apropiate din proximitatea voastră sau chiar la voi înșimă, pentru că această casă 12 are legătură cu interiorul vieții voastre. Drumurile scurte vor fi prost aspectate. 13 iunie, cum spuneam la început, cea mai proastă zi a săptămânii, când luna în fecioară, casa 6 pentru voi, sănătate și rutină zilnică, este în opoziție cu Saturn în casa voastră a subconștientului, a secretelor, a traumelor. Este afectată, deci, această casă Axă a sănătății și înseamnă instabilitate și nesiguranță aici. Că vorbim de sănătatea fizică sau cea mentală, sufletească. Atmosfera va fi așa una de tristețe. Pot interveni probleme cu unul din părinții voștri sau voi puteți să aveți niște probleme de sănătate, mai ales pentru femei, spun asta sau niște probleme cu un tratament sau cu un diagnostic. Oricum, este ceva ce voi simțiți la nivel subconștient și parcă vă apasă așa, vă stă pe suflet. Pentru bărbați poate să se însemne probleme de sănătate în legătură cu soția, deci cu partenera voastră de viață. 14 iunie, luna în fecioară, pe casa 6, se face cuadratură cu mercur în gemeni poziționat pe casa 3 a comunicării și un trigon cu Uranus în Taur, înseamnă pe casa 2 a banilor și mai face și o poziție cu Neptun pe casa 12. Deci, veți simți o mare doză de nehotărâre sau indiscreție sau păreri diferite față de ce au ceilalți raportat la munca voastră zilnică sau la sănătatea voastră. O să vă imaginați lucruri Total neproductiv și vă veți simți înșelați de către cei din jur. Atenție la vicii ce au legătură cu banii, sau care ar putea să vă strice reputația, la niște legături sociale mai vechi, care acum revin în viața voastră, sau niște vicii mai vechi care revin acum și asta nu vă face bine. O să fiți hipersensibil sau confuzi din pricina lui Neptun. Și știți că această casă 12, care este una complicată, va fi în ceață, adică veți simți tulburări nervoase și, atenție mare, la intoxicații. Seara, luna intră în balanță, deci se așează pe casa a relațiilor, unul la unul, și emoțiile și sentimentele voastre vor avea o doză de indecizie. Deci, pe aceste relații asumate de voi, unul la unul, voi o să vreți, o să căutați armonia, dar va fi destul de greu. În cazul unui parteneriat de afaceri o să căutați negocierea. Aspectul este unul frumos doar dacă reușiți să scăpați de această teamă, de insecuritate sau de nehotărâre. Adică, cumva trebuie să luați o decizie și gata. Voi știți fiecare la ce relație trebuie să raportați față de această decizie. 15 iunie, o zi foarte bună, cu două aspecte frumoase, adică luna în balanță, face trigon cu Pluton vărsător, dar și un trigon cu Jupiter în gemeni. Deci vor fi afectate casele 7, 11 și 3. Astfel că veți avea parcă o viziune față de anumite relații. O să simțiți ceva așa sau despre anturajul vostru. O să fiți de asemenea foarte aventuroși, optimiști, profetici, generoși norocoși, pentru că asta aduce Jupiter. Puteți beneficia de ajutorul sau protecția cuiva din cercul vostru. Poate veți fi mai populari, mai bine văzuți de către ceilalți. Deci este o zi în care voi trebuie să vă folosiți, adică să o folosiți în antajul vostru față de relații, față de felul cum le gestionați, astfel ca să obțineți prin comunicare și ceva drumuri scurte, un rezultat favorabil vouă. Adică nu lăsați așa să treacă ziua, deci trebuie să o folosiți la maxim, să nu o pierdeți și să scoateți de la ea tot ceea ce poate da Jupiter și mai ales Pluto în casa 11. Pe 17 iunie este o zi foarte activă și așa destul de amestecată ca și energie, adică și cu bune și cu rele. Soarele în gemeni pe casa a trei face trigun cu luna în balanță pe casa a 7 și aduce relații bune, iscusință în alegerea unor relații. Veți simți către cine trebuie să vă îndreptați mai mult intuitiv și puteți avea o vitalitate foarte bună. Venus în gemeni face cuadratură cu Neptun în pe și spune că puteți să aveți o supărare față de o rudă sau cineva apropiat vouă. În această zi nu trebuie să faceți speculații de niciun fel, mai ales cele sufletești. Nu vă lăsați influențați de către cei din jur. Nu vă lăsați atrași în vreun scandal. Atenție la pierderile financiare și la trădare în sentimente. Pentru că este Neptun acolo, v-am spus. Luna în balanță, deci pe casa voastră șaptea relațiilor, face un trigon frumos, cu mercur în gemen, pe comunicare. Și o să fiți mai sociabil, mai drăguți, mai comunicativi față de o relație de a voastră. O să aveți inspirație în comunicare, adică veți spune vorbele potrivite la momentul potrivit. Seara, Venus se mută în RAC, deci pe casa voastră 4, cămin, familie, locuință. Și luna se mută în scorpion, deci pe casa voastră 8. Resursele comune cu alții. Și asta aduce mai multă armonie în familie, mai multă căldură, dar și pasiune ascunsă față de niște resurse comune cu cineva. Luna în scorpion va face și un trigon cu Venus în rac. Astfel că veți avea o ameliorare pe starea de sănătate, mai ales la femei. Veți simți atracție spre sexul opus spre intimitate, spre legături secrete și o să simțiți mai mult lucrurile decât le veți gândi, adică acționează energia de scorpion a casei 8. O oră mai târziu Mercur se mută pe casa voastră 4 cămin familie locuință și face conjuncție cu Venus în aceeași casă astrală. Deci o poziție foarte, foarte bună pe zona de familie, când comunicarea și relaționarea în familie vor fi minunate. Acolo veți găsi voi un sprijin sau o părere comună cu a voastră. Deci nu ezitați să cereți sfatul cuiva din familie. Luna în Scorpion, deci pe casa 8 face o face opoziție cu Marte în Taur pe casa banilor. Deci după cum vedeți, ziua se termină prost cu această opoziție, în mod exploziv să spunem, furtunos, pe partea financiară, pentru că discutăm de o axă a banilor. Deci fie că sunt vo banii voștri personal, din muncă proprie, fie că sunt banii în comun cu altcineva. Și este posibil chiar să vă despărțiți financiar de cineva, de ceva, sau să constatați că ați fost mințiți pe zona aceasta financiară. Atenție la accidente și la excese de tot felul, cu consecințe materiale. Zodia Taur, cei cu ascendent în Taur sau Luna în Taur. Pentru voi, aspectele vor fi favorabile pe zona financiară și mai dificile pe zona personală, deci casa voastră 1. Săptămâna începe cu o zi bună. 11 iunie, când luna este în leu, deci pe casa voastră a căminului, a familiei, a locuinței și face un sextil, deci un aspect minunat cu Mercur în gemeni, deci pe casa voastră financiară. Și mai face un sextil cu soare și cu Venus. Toate așezate pe casa banilor. Aspectele sunt minunate, o să vă ajute familia, cumva o să simțiți mai multă siguranță în cămin raportat la finanțe. Iubirea o să plutească în aer și puteți avea oportunități financiare. Adică hmm, pot să apară pentru voi sau cineva din familia voastră. Deci va fi foarte bine pe aspectul bani. Apoi, luna în leu pe casa voastră, patru familie locuință, face o quadratură cu Uranus în Taur. Chiar pe casa voastră personală 1. Și asta spune să vă controlați sentimentele explozive sau reacțiile spontane pe zona financiară sau cea de familie. Aici pot avea loc niște ieșiri, niște libertăți, niște eliberări care mai târziu cred că o să vă coste. Să nu fiți excentrici și nici rebeli, sau nici frivoli financiari. Pentru că Uranus, știți, este exploziv și vrea altceva, vrea libertate. Marte în Taur, deci casa voastră personală, este în cuadratură cu Pluto învărsător pe casa 10 a carierei. Este un aspect dificil care vă face mai certăreți în carieră sau în fața altora. O să fiți egoiști, o să aveți scopuri egoiste și probabil că veți fi mai populari dar în sensul negativ. Cu alte cuvinte, nu veți putea controla bine energia lui Marte. Vă face așa ca niște tauri în arenă gata de luptă, ceea ce nu este foarte potrivit acum. Acum este potrivit să vă folosiți de energia lui Venus, guvernatorul vostru, adică să vă folosiți de puterea negocierii și de vorba dulce care mult aduce în carieră. 12 iunie, luna se mută în fecioară pe casa 5 la voi. Deci, copii, plăcere, aventuri, risc, proiecte creative și face un trigon cu Marte în pe casa voastră personală, dar și o cadratură cu Jupiter pe casa financiară. Deci, veți avea o sănătate bună, o energie mare, o putere mare de a acționa, de a vă distra inclusiv, dar atenție la felul cum gândiți lucrurile să nu ajungeți la litigii pe plan financiar. Nu investiți acum și nu creați situații riscante față de bani. Atenție la fraudele pe bani financiare. Pentru că, de ce spun asta? Pentru că aspectul următor este Mercur în Gemeni, deci pe casa financiară, face cu aspect prost cu Saturn pe casa prietenilor. Ceea ce vă atenționează la prietenii voștri, anturajul vostru, care pot să vină fie cu o afacere proastă, dar frumos ambalată, fie cu niște informații false despre bani. Deci nu vă repeziți, nu fiți încăpățânați, nu alegeți niște proiecte îndoielnice ce nu vă vor reuși. Pe 13 iunie, cea mai proastă zi, Luna în Fecioară pe casa voastră 5 este în opoziție cu Saturn pe casa prietenilor și asta aduce dezamăgire față de ceva propus de niște prieteni. O dezamăgire mare pentru că veți realiza că un anumit proiect sau propunere este îndoielnică. O să vedeți că nu ați fost atenți la detalii și ați pierdut ceva și cred că nu veți fi atenți pentru că voi sunteți așa furtunoși și vă aruncați în bătălie cu pasiune. O să aveți inima frântă și multe griji pe cap, griji pe care vi le-ați creat singuri. Cred că pe undeva nu ați învățat niște lecții date de Saturn, raportat la anturajul vostru și acum suportați consecințele. Pe 14 iunie, luna în fecioară face quadratură cu Mercur pe casă financiară, un trigon cu Uranus pe casa voastră personală și o opoziție cu Neptun pe casa prietenilor. Deci vor exista discuții proaste pe bani, o doză de nehotărâre din partea voastră, nu o să știți încotro să o lați. O să aveți și o lipsă de moralitate pe undeva și vă veți confrunta cu niște situații neprevăzute pentru că este Uranus acolo pe casa personală la voi. Soarele intră în balanță, deci se mută pe casa 6, muncă zilnică și sănătate și o să vă gândiți, o să vă răzgândiți față de domeniile rutinei voastre zilnice, vă veți duce spre zona asta artistică a ei, o să simțiți nevoia de relaxare sau de ceva frumos care să vă amelioraze starea sufletească. Pe 15 o zi minunată, raportat la muncă și banii câștigați din munca voastră personală, luna, poziționată pe această casă a muncii zilnice, face un trigon cu Pluto pe casa carierei, dar și un trigon cu Jupiter pe casa banilor. Deci, orice transformare pe care voi ați făcut-o în carieră o să vă aducă mai mulți bani și mai multe oportunități și șanse, nu? Pentru că asta face Jupiter. Deci Jupiter vă deschide calea pe carieră, iar Pluto vă transformă cariera în bine. Deci folosiți ziua aceasta pe direcția carieră. Pe 17 iunie o zi foarte ocupată din punct de vedere astrologic. Bunicică pe plan financiar, dar proastă relațional. Soarele în gemeni pe casa 2, finanțele, face trigon cu luna în balanță pe casa muncii zilnice și acest aspect vă poate ajuta la o ascensiune financiară din serviciul pe care îl aveți. Dar atenție la Venus poziționată pe bani, care face cuadratură pe casa prietenilor. Deci, partea de prieteni sau de anturaj, cumva vă strică ploile sau vă influențează negativ sau vă aduc niște speranțe ce după aia o să vină cu deziluzii. Se pare că este o săptămână în care voi trebuie să fiți atenți la ce prieteni stau în preajma voastră. Sau cum vă sfătuiți voi cu ei și în ce combinații intrați cu aceștia. Eu i-aș evita total în această săptămână, dar știți că este alegerea voastră. Luna pe Casa Sănătății și a Muncii Zilnice este în trigon cu Mercur pe bani, deci iarăși discutăm de partea financiară care este foarte bine aspectată. Deci, inclusiv pe partea de comunicare și al unor informații pe care ar trebui să le primiți. Informații ce țin inclusiv de sănătate. Seara, Venus se mută pe casa comunicării la voi și luna se mută pe casa șaptea relațiilor unul la unul și are loc un trigon între ele. Deci, un aspect frumos. Aspect ce vă ajută relațional, felul cum comunicați voi în relațiile unul la unul, felul cum gândiți voi să fie o relație, ce armonie ar trebui să existe aici. Mai poate să însemne și o relație intimă ascunsă, da? Pentru că luna este pe energie de scorpion. Oricum, comunicarea este acum foarte importantă și veți folosi de orice formă a ei. Când luna Intră, este în Scorpion, deci pe casa șaptea a relațiilor, seara o să vedeți că va face o opoziție cu Marte pe casa voastră personală. Deci acesta este momentul foarte prost de care vă spuneam la început, în introducere. Și voi trebuie să fiți atenți la firea voastră, pentru că voi sunteți pasionali, sunteți posesivi. Atenție la gelozie în legătură cu vreun partener. Deci nu este o poziție favorabilă Deloc. De aceea este indicat să vă controlați emoțiile, sentimentele, acțiunile, pentru că Marte este de acțiune, dacă nu doriți să ajungeți cumva la un conflict deschis. Zodia Gemeni, cei cu ascendent în Gemeni sau luna în Gemeni. Pentru voi, aspectele vor fi favorabile pe zona personală a casei 1 și ceva mai dificile la final de săptămână pe partea de sănătate. Săptămâna începe cu o zi foarte bună, cu mici atenționat pe zona interioară a sufletului vostru și a credinței. Pe 11 iunie, luna în leu, deci pe casa voastră 3, a comunicării face un sextil frumos cu mercur pe casa personală, un sextil cu soarele pe casa personală și cu Venus pe aceeași casă personală, astfel că veți fi isteți, cu reacții rapide în gândire, veți găsi soluții bune, veți da răspunsuri bune și rapide. Dacă aveți teste, examene, este o zi minunată, ca să le treceți cu succes. O să fiți fermecători, atractivi, deci orice interviu de job ați avea va fi de bun augur, veți da impresie bună. Deci, sau dacă ați trimis un CV undeva spre o un job, să știți că va fi bine pus și bine plasat și bine ales. Deci faceți o astăzi, dacă este nevoie. Mai târziu, deci în aceeași zi, trebuie să fiți atenți pe partea asta voastră interioară, la niște griji sau niște frustrări mai vechi, pentru că luna pe casa comunicării va fi într-o quadratură cu Uranus pe casa voastră 12. Și Marte pe casa 12 va fi în quadratură cu Pluto în casa 9. Deci sunt două aspecte proaste. Mai ales pe zona de deplasări, că sunt scurte, că sunt lungi, nu contează. Atenție deci pe unde umblați. Dacă trebuie să plecați undeva, neapărat, departe, este posibil să aibă loc și o modificare de traseu sau de condiții care nu o să vă pice bine. Fiți atenți la ce evenimente neașteptate apar că vor fi proaste, adică Uranus, și Atenție la eventualele scandaluri provocate de voi, prin minciună sau prin egoism sau prin răzbunare. Pe 12 iunie, luna se mută pe casa familiei la voi, familie locuință, și face un trigon cu Marten Taur pe casa 12 și o quadratură cu Jupiter așezat pe casa voastră personală. Deci aspecte bunicele raportat la casa voastră 1, unde Veți lua niște decizii financiare menite să vă asigure un mare confort sufletesc, inclusiv pe casa familiei, să spunem, adică acolo unde se adună banii, să zicem. Apar și niște șanse sau oportunități de la Jupiter, care vrea și vă ajută, de fapt, să luați niște decizii importante pentru voi. Mercur, pe casa voastră personală, face quadratură cu saturn, poziționat pe casa, Carierei, deci atenție la dușmanii ascunși, inclusiv ce ascunși în voi, adică viciile sau ceva legătură cu niște preconcepții mai vechi. Și cei care vă doriți altceva mai bun în carieră, spune că trebuie să scăpați de tot ceea ce este vechi și nu mă, vă mai folosește în această zi. Deci este momentul ideal să o faceți. Saturn, prin anumite blocaje sau anumite întârzieri, o să vă arate exact zona unde trebuie să aibă loc aceste renunțări, care, sigur, vor fi în beneficiul vostru. Pe 13, o zi foarte proastă de care ar trebui să vă feriți, pentru că luna pe familie, casă și locuință este în opoziție cu saturn pe casa a carierei, deci aspectul va fi prost. Fie pe familie, fie pe carieră, fie pe amândouă. Opoziția poate să vă aducă niște probleme, inclusiv cu părinții, sau niște griji în legătură cu cineva din familie. O să fiți mai depresivi, o să aveți probleme la stomac pe fond nervos, o să fiți lipsiți de scrupule, astfel că o să vă faceți și niște dușmani și nu știu dacă este cazul. Deci este o zi în care trebuie să luați o pauză de la orice și să vă gândiți ce anume vă doriți voi Legat de conceptul de familie sau de carieră, adică ce anume v-ar putea mulțumi. Pe 14, lucrurile se mai îmbunează un pic pentru că luna pe casa familiei face o cuadratură cu Mercur pe casa personală, dar face un trigon frumos cu Uranus pe casa 12. <coughs> În același timp, mai târziu, o să vedeți o opoziție cu Neptun. Casa a carierei. Uranus o să vedeți că vă vine cu idei noi sau cu evenimente noi ce au legătură cu finanțele pentru că este energia de taur. Important este să scăpați de instabilitate, de nehotărârea dată de mercur în poziție proastă cu Luna. La fel cum opoziția cu Neptun aduce dezorganizare sau fugă de răspundere, aduce deze dezechilibru. Sau amăgire pe zona asta de carieră și statut social. Dacă nu vă puneți gândurile în ordine față de acest capitol, nu veți avea decât deziluzie. O să vedeți. Seara, luna intră în balanță, deci se așează pe casa voastră a copiilor, a distracției, a riscului, a proiectelor creative. Deci, cumva, sentimentele se mai domolesc, se mai armonizează, pentru că intervine energia de balanță și o să vedeți așa partea frumoasă a vieții. Oricum, voi sunteți așa o fire duală, adică schimbători în foarte scurt timp. Pentru că urmează o zi minunată, 15 iunie, când aveți două trigoane frumoase, pe călătorii lungi, pe distracție și pe aventură. Luna pe casa distracției aventurilor a riscului face trigon cu Pluto pe casa străinătății a călătorilor lungi. Dar și un trigon cu Jupiter pe casa personală. Deci veți fi aventuroși, vizionari, cu imaginație și veți dori să plecați undeva departe. Să vă distrați! Parcă vi se deschide inima dintr-o dată, veți fi mai generoși, mai binevoitori, mai magnetici și veți beneficia de noroc de la marele benefic. Folosiți, deci, ziua să vă simțiți bine, să vă distrați, astfel ca să vi se încarce corpul și mintea cu energie pozitivă. 17 iunie o zi super încărcată de evenimente astrale, când casa voastră personală este foarte activată. Pentru că Soarele în Gemeni pe casa voastră 1 face trigon cu Luna în Balanță, este o zi de distracție și care va avea cumva efecte benefice asupra sănătății voastre, da? Adică veți fi în atenția publicului și vă, vă place foarte tare asta, veți fi mai energici mai volubil și mai încrezători în forțele proprii. Dar, un pic mai târziu, Venus, pe Casa Personală, face cuadratură cu Neptun pe Casa Cariere. Și asta spune: să nu vă lăsați pradă senzațiilor, simțurilor, atenție la cineva căreia poate i-ați acordat încrederea voastră privitor la carieră. Și nu a meritat-o. Atenție la trădarea în sentimente, la drame emoționale. Oricum, voi sunteți maeștri în acest fel de drame, adică faceți din armă armăsar. Luna în balanță face trigon cu Mercur în gemeni, deci trebuie să aveți grijă de voi, cum arătați, cum vă prezentați în fața altora, cum comunicați și cum improvizați, pentru că aspectul vă ajută la toate acestea, mai ales pe zona aceasta social, relațional. Seara Venus se mută pe casa banilor și luna se mută pe casa activității zilnice și a sănătății. Asta înseamnă vești bune financiare de la o activitate zilnică sau o stare sufletească mai bună. La fel cum orice activități de cercetare, de profunzime pot să vă aducă bani, adică aceea energie de scorpion de care vă spunem o oră mai târziu Mercur pe casa banilor este în conjuncție cu Venus pe aceeași casa banilor și comunicarea va fi super avantajată pe plan financiar sau puteți primi niște informații vești legate de niște bani personal sau bani ceva ce o să intre în familia voastră. Așa cum am spus în introducere, ziua se termină prost pentru voi pe partea de sănătate, pentru că luna în scorpion pe casa sănătății face o opoziție cu Marte pe casa 12. Deci, axa sănătății 6-12. Aspectul este prost, dar eu cred că din cauza voastră, pentru că veți fi furtunoși, explozivi, deloc prietenoși, irascibili, o să purtați pică, adică energia de scorpion lucrează acolo și nu să vă faceți astfel dușmani Inclusiv puteți să vă pierdeți reputația. Este bine să folosiți energia lui Marte mai mult introspectiv, adică să vedeți unde sunt problemele voastre interioare, unde vă sunt frustrările mai vechi sau mai noi, unde vă este dorința de control și să scăpați de ele. Altfel, vă veți cauza probleme pe sănătate, mai ales la nivel mental, psihic. Zodia Rac, cei cu ascendent în Rac sau cu luna în Rac. Săptămâna se va distinge la început cu aspecte bune pe vindecare, deci pe casa 12. Inclusiv casa traumelor și a carmei. Și pe domeniul financiar. Deci aici vor fi aspectele bune de început. Deci voi trebuie să țineți cont pe toată săptămâna ce vrea luna ca și astru de la voi. Mai ales acest aspect pe 11 iunie, luna în leu, deci pe casa voastră 2, face, a banilor, știți, nu vă mai spun, face sextil aspect frumos cu Mercur pe casa 12 și sextil cu soarele, tot pe casa 12 și cu Venus. Ei, acest sextil, știți, apare ca un fel de cadou mare de data asta, de la Univers, pe care nu trebuie să-l ratați, nu trebuie să-l ignorați. Cadourile acestea de la Univers vin când aveți nevoie. Iar acum ele se vor manifesta pe niște traume mai vechi ale voastre ce au legătură cu banii. Fie din copilărie, fie din alte vieți. Cumva undeva, cândva, ați suferit pe domeniul financiar. Pot să apară și niște persoane care să vă ajute în rezolvarea acestor traume mai vechi. Atenție însă la anturajul vostru, la cineva din anturaj, pentru că luna pe casa banilor o să facă o quadratură cu Uranus pe casa anturajului. Și asta spune că veți avea ceva neprevăzut și explosiv pe partea asta financiară cu vreun prieten sau ceva raportat la un plan financiar trebuie să se schimbe brusc. Evenimentul este prost, este incomod și necesită din partea voastră adaptare la o situație neprevăzută. Ceea ce vă nu vă place. Și probabil că acest eveniment se prelungește cu alt aspect prost, când Marte pe casa prietenilor face o cuadratură cu Pluto pe casa karmică 8, deci resursele comune cu alții. Și asta atrage dorința voastră de răzbunare sau măcar de ceartă cu cineva din anturaj. Poate să însemne și o finalizare sau o transformare profundă pe zona de prieteni sau pe zona financiară sau a unor proiecte comune cu cineva. 12 iunie o zi bunicică, luna se mută pe casa comunicării la voi și face un trigon cu Marte pe casa prietenilor, dar face și o quadratură cu Jupiter în casa, 12, o să fiți mai muncitori, mai rezistenți și fizic și intelectual, mai ambițioși, și mai determinați, mai ales din punct de vedere financiar. Trebuie doar să țineți cont de faptul că Jupiter își dorește doar chestiuni umbrale, cinstite. Jupiter urăște lenea și imoralitatea. Mercur pe casa 12 în cuadratură cu Saturn pe casa 9 a străinătății, a drumurilor lungi, înseamnă că nu trebuie să defăimați pe nimeni. Să vorbiți de rău pe nimeni, deși veți fi tentați de Mercur. Nu criticați pe nimeni, nici măcar pe voi înșivă. Nu mințiți, nu dezinformați, ci mergeți doar pe calea dorită de Jupiter. Mintea voastră trebuie să fie deschisă și nu critică și nici încăpățânată. Pe 13, cea mai proastă zi din săptămână, la voi se manifestă pe axa deplasărilor, lungi și scurte, nu contează. Pentru că luna pe casa 3 a treia, comunicării și a deplasărilor scurte este în opoziție cu Saturn pe casa 9, deci drumurile lungi, aspect prost, deci atenție la ce drumuri faceți și mai bine nu faceți, că este doar o zi. Poți să vină și niște vești proaste de la depărtare sau în legătură cu niște rude. O să fiți posomorâți cu o stare așa proastă, puși pe bârfă, puși pe scandal. Deci evitați toate acestea stând departe de călătorii și de persoanele apropiate. O știu, citiți o carte, ascultați muzică, mergeți la relaxare undeva în intimitatea voastră, în singurătate și așteptați să treacă ziua. Pe 14 avem o poziție, o quadratură și un trigon. Deci ziua este împărțită în energii bune pe Prieten pe antura și mai puțin bune pe comunicare. <coughs> Luna pe casa a treia comunicării este în cuadratură, aspect prost, cu Mercur pe casa 12 și în trigon cu Uranus pe casa prietenilor. Și mai târziu o să aveți o opoziție cu Neptun pe casa nouă a călătoriilor. Deci o să fiți mai sensibili, mai îngrijorați, mai indiscreți, mai cu resentimente, față de niște rude sau față de cineva din proximitatea voastră. În același timp, veți fi mai intuitiv față de anturaj sau niște prieteni, o să puteți să vă găsiți un partener din rândul prietenilor. Atenție la un drum lung sau intenția de a face o călătorie lungă, pentru că veți fi dezorganizați, nehotărâți, puteți face contracte păguboase, puteți avea parte de întâmplări ciudate sau neplăcute pe acest drum lung. Seara luna se mută pe cămin familia locuința voastră și aduce armonie și confort, deci o atmosferă bună de familie, mai multă iubire. Este un aspect bun, așa pe sufletul vostru, confortabil și plăcut. Pe 15 o zi bună cu două trigoane pe familie și pe banii comuni de acolo, adică luna poziționată pe familie locuință, este în trigon cu Pluto pe casa banilor comuni, dar și într-un trigon cu Jupiter în gemeni, pe casa voastră a subconștientului. Da? Acestea sunt aspecte care vă afectează în mod pozitiv pe partea asta de resurse comune cu familia și parcă vă rezolvă niște probleme emoționale mai vechi care vă stăteau pe cap. Folosiți ziua ca să înțelegeți mai bine de ce s-au întâmplat niște lucruri în viața voastră, cum v-au blocat aceste lucruri viața și dezvoltarea. Deci pe familie și pe bani. Deci acolo au fost niște probleme. Vindecarea sufletească este foarte bine aspectată și ajutată de către Jupiter în casa 12, pentru că toată săptămâna pentru voi are ca scop vindecarea interioară pe 17, o zi foarte aglomerată, poate cea mai aglomerată, și o să vă afecteze vindecarea trecutului, a subconștientului, a frustrărilor, dar și partea voastră personală de distracție și de plăcere de a trăi. Pentru că soarele poziționat pe casa 12 va fi în aspect frumos cu luna pe casa familiei și a locuinței, deci un aspect de mare ajutor în vindecarea interioară și karmică pe domeniul familiei, care ulterior va duce spre o ascensiune, adică o viață de familie mai bună. Venus pe casa 12 face aspect prost cu Neptun pe casa 9 și trebuie să fiți atenți la un drum lung, la anumite influențe externe pe zona de relații și de iubire, să nu fiți tentați la niște relații imorale pentru că vă veți putea pierde reputația, adică se află Partea asta de imoralitate o aveți de undeva din karmă și este o parte de care trebuie să vă vindecați în această zi. Deci voi o să simțiți că este ceva acolo și trebuie să o scoateți la suprafață. Pentru că trigonul de mai târziu, adică luna pe casa familiei, în trigon cu Mercur pe casa 12, este benefic tocmai pe acest domeniu și o să vă aducă mai multă stabilitate mentală, sufletească, inspirație dar și oportunități. Seara, Venus se mută pe casa voastră personală și Luna se mută în Scorpion, pe casa copiilor, a riscurilor, a distracției. Și fac un trigon, adică un aspect bun și aduce o imaginație frumoasă, plăcere, sensualitate, atracție spre sexul opus. Deci o să aveți așa o fire senzorială mai mult. A plecare spre direct, distracție și plăcere, cumva mai ascunsă la vedere, fiindcă lucrează energia de scorpion aici, care este prietenă cu voi. O oră mai târziu, Mercur se mută pe casa voastră personală și face conjuncție cu Venus, ceea ce vă face mai comunicativ, mai atrăgător, mai cu verb, vorbele la voi, adică acționează Venus. O să fiți mai convingători, mai abili în tot ceea ce numim comunicare. Deci folosiți intervalul acesta astral pentru orice fel de activități de comunicare sau intelectuale. Pentru că mai târziu energia se schimbă în rău pentru că apare o acea opoziție. Și luna pe casa 5 este în opoziție cu marte pe casa prietenilor și o să vă facă să fiți mai răzvrătiți, mai explozivi, adică altfel decât sunteți voi de obicei, mai aventuroși, mai împotriva regulilor mai îndrăzneți, dar în sens negativ. Voi nu puteți să gestionați bine energia lui Marte, este mult prea puternică pentru voi și o să o folosiți în mod greșit. Și asta o să vă dăuneze pe partea de rațiune, de familie, de prieteni, de maniere, ceea ce este foarte rău. Zodia leu, cei cu ascendent în leu și luna în leu. Săptămâna începe bine, începe frumos cu două sextile pe zona de prieteni și anturaj și planuri de viitor lung. Pentru că pe 11 iunie avem luna în leu, deci pe casa voastră personală, și ea face un sextil cu Mercur pe casa 11 a prietenilor. Și un sextil cu Soare, tot pe casa 11 și cu Venus. Deci, la voi energia de foc. Este maximă. Vă place. Este elementul vostru. Veți fi în centrul atenției. În lumina reflectoarelor, cea care inimii va fi deschisă, veți iubi și veți fi iubiți. Deci aspecte minunate pe anturaj, pe planuri de viitor și pe persoana. Voastră. Dar mai spre seară se mai încurcă niște lucrurile pe zona de carieră, pentru că luna pe casa voastră personală face cuadratură cu Uranus pe casa carierei. Deci vor interveni niște chestiuni neprevăzute pe zona asta de carieră, finanțe, deci energia de taur, și statutul vostru social, cum sunteți priviți de către ceilalți. Deci ceva se schimbă și nu vă convine. Adică vă ia pe neprevăzute, dar voi sunteți un semn de foc și rezolvați lucrurile imediat. Și probabil că vă manifestați în mod radical, ca de obicei. Pentru că Marte pe casa carierei va face quadratură cu Pluto pe casa relațiilor 1 la 1 și asta o să vă facă certăreți în raport cu o relație personală sau ceva ce are legătură cu cariera. Deci veți dori scandal, veți face opoziție, veți arăta forța voastră, puterea voastră și veți schimba tot ce se poate. Pentru că Pluto pe zona de relații, asta face, modifică, schimbă din te temelii acolo unde relațiile nu vă mai folosesc. Deci veți fi radicali și pe finanțe și pe relații. Pe 12 în luna se mută pe casa banilor și face un trigon cu marte pe casa carierei, dar și o quadratură cu jupiter pe casa prietenilor. Este un aspect bunicel care vă dă inspirație mai multă pe plan financiar și pe carieră, cu mențiunea că trebuie să faceți lucrurile în mod legal și moral. Este posibil să vă faceți niște prieteni, niște protectori care să vă ajute în carieră. Atenție însă la comunicare, pentru că ceea ce scoateți pe gură poate să vă dăuneze mai târziu. Mercur pe casa prietenilor este în cuadratură cu Saturn pe casa banilor comuni cu alții. Este un aspect mai dificil, deci pe banii în comun cu cineva, cu prieteni, cu niște grupuri, cu niște instituții financiare sau cu niște planuri financiare. Mercur în această poziție vă face sarcastici, egoiști, o să fiți un pic defăimați de anumiți dușmani. Deci, fiți atenți și la niște obstacole, fie pe conturi, pe credite, pentru că acolo, la banii cu niște instituții financiare, pot să aibă niște probleme. Pe 13 iunie, cea mai proastă zi, pentru că are loc o opoziție pe Casa Banilor pentru voi, pentru că luna în Casa Banilor face o poziție cu Saturn, pe resursele comune cu alții. Deci, nu întreprindeți nimic în această zi. Raportat la finanțe. Casa finanțelor este foarte prost aspectată, cu probleme, mai ales pe banii la comun cu alții. Că ori fiele taxe, impozite, credite, moșteniri, orice. Pot exista, de asemenea, necazuri cu unul din părinți, saturn, adică, pot exista pierderi de bani disgrație, inamici sau probleme legate, nu știu, de sănătatea sexuală, mai ales la femei. În general, acolo unde sunt întârziere sau obstacole date de Saturn, acolo este nevoie de o redirecționare de drum și în cazul acesta este partea financiară și cumva asta nu faceți în această zi. Acum doar constatați lucrurile, vă gândiți ce aveți de făcut și acționați nițel mai târziu. O să vedeți când. Pe 14, luna pe casa banilor este în cuadratură cu mercur pe casa prietenilor, dar și într-un trigon cu uranus pe casa carierei. Și mai târziu apare opoziția cu Neptun pe casa 8. Deci vor interveni niște informații de undeva, din anturaj să spunem, Față de niște chestiuni financiare sau ceva legat de carieră. Nu trebuie să vă faceți iluzii prea mari, ci trebuie să le abordați, aceste informații, cu seriozitate, să le verificați mai ales și să vă uitați la detalii, pentru că în Neptun o să vă pună așa o ceață pe față, pe cap, pe minte, raportat la aceste aspecte. Folosiți-vă de aspectul imediat următor, adică. Seara, când luna intră în balanță, ea se mută pe casa 3 a treia comunicării și a drumurilor scurte. Așa că lăsați intuiția să vă traseze direcția, pentru că instinctul vostru o să vă fie de ajutor. Cineva din familie sau din anturaj poate să vă sară în ajutor în acest domeniu. Pe 15 aveți niște aspecte minunate ce o să vă ajute în comunicare și în relații unul la unul. Pentru că Luna pe casa comunicare face un trigon frumos cu Pluto pe casa relațiilor, dar și cu Jupiter pe casa prietenilor. Deci, în această zi, puteți să vă faceți prieteni noi sau relații noi de mare ajutor. Puteți să vă faceți noi clienți, puteți să găsiți noi sponsori, puteți să primiți vești bune, puteți semna contracte bune. Deci, una peste alta este o zi de mare ajutor pe zona relațională și nu o ratați. Pe 17 iunie o zi foarte ocupată din punct de vedere astral cu aspecte bune pe zona prietenului și a anturajului vostru, dar mai puțin bune raportat la carieră. Pentru că soarele pe casa prietenilor va face aspect frumos cu luna pe casa comunicării, asta înseamnă relații bune în cercul vostru, o să fiți ascultați, înțeleși, susținuți în proiectele voastre. Dar atenție la amicul benefic Venus pe casa prietenilor care este în cuadratură cu resursele comune cu alții, cu Neptun poziționat acolo. Deci un aspect care poate aduce și ceva iluzii sau prea mari speranțe față de niște resurse comune cu alții. Cu cât sunteți mai cu picioarele pe pământ, cu atât veți avea mai mult succes. Seara. Luna se mută pe casa voastră 12% a subconștientul vostru, a părților voastre interioare, sufletești. Luna se mută pe familie și locuință și cele două planete sunt într-un aspect frumos de trigon, care vă afectează pozitiv, adică un fel de șansă așa universului pe familie, pe simțămintele voastre ascunse, pe nesiguranța voastră, pe o parte a subconștientului vostru ce trebuie să scape să se vindece de traume. Există, deci, o parte ascunsă în voi, ce are legătură cu familia, cu rădăcinile voastre, ce necesită o vindecare. Iar Universul plusează acum, pentru că o oră mai târziu, Mercur se mută și el în Casa 12 și face o conjuncție cu Venus pe aceeași Casă 12. Deci veți primi informații sau o gândire îndreptată spre o armonizare a Casei 12 pentru că micul benefic. Este de mare ajutor în această poziție. Apoi, luna pe casa familiei și a locuinței va fi în opoziție cu Marte pe casa carierei. Deci, o poziție proastă pe faptul că nu armonizați cariera cu familia. Deci, undeva are loc o ruptură. Sau ați lăsat ceva în urmă, ați neglijat ceva și acum simțiți consecințele. Există un sentiment ascuns în voi, ca o frustrare, cumva că familia vă ține pe loc cariera. Dar, dacă ați învăța să armonizați lucrurile, ceea ce pentru voi este greu, pentru că voi sunteți așa ori la bal, ori la spital, ei, dacă ați reușit să armonizați lucrurile, să știți că atmosfera s-a schimbat. Dar asta nu se poate face astăzi, pentru că Marte vă face agresiv. O să bateți cu pumnul în masă, o să fiți ca un vulcan în acțiune și este bine ca nimeni să, vă, să nu vă stea în cale în această zi. Norocul este că vă, vă trece, vă trece repede și zilele următoare o să vă reveniți la niște sentimente mai bune. Zodia Fecioară, cei cu Ascendent în Fecioară și Luna în Fecioară Începutul de săptămână pentru voi este favorabil pe zona de carieră și statut social, și mai puțin favorabil pe casa studiilor superioare și a muncii zilnice, respectiv sănătatea voastră. Astfel că pe 11 iunie, luna poziționată pe casa voastră 12, adică subconștient, traume, boli, secrete, vindecări, spiritualitate, Face un sextil aspect frumos, cu Mercur așezat pe casa carierei și a statutului social. Mai face un sextil cu soarele, tot pe casa 10, și cu Venus, tot pe casa 10. Deci, niște aspecte minunate prin care voi o să fiți puși în evidență, o să străluciți cumva, o să vă remarcați prin profesionalism, prin atitudine, prin seriozitate. Toate planetele, vedeți, lucrează împreună ca să vă ajute și să mă, vă promoveze pe această zona carierei. Deci este așa ca un fel de dar al Universului pe care voi trebuie să-l acceptați și să-l folosiți, special pe această zonă a carierei. Deci orice acțiune pe acest domeniu este sortită succesului. Deci acționați cumva. Apoi, un pic mai târziu, urmează două aspecte mai dificile, de cuadratură, adică luna pe casa 12 face cuadratură cu Uranus în casa 9, casa călătorilor lungi, casa studiilor superioare. Și asta atenționează pe zona de spiritualitate, mai ales, și a înțelegerii a unor lucruri. Trebuie să evitați să fiți încrezuți sau prea încrezători, trebuie să vă așteptați și la niște evenimente neașteptate, cele date de Uranus și este posibil să fiți atrași de ocultism sau măcar de ezoterism. Pot să apară de asemenea și niște legături clandestine undeva la depărtare. Acestea deci trebuie să fie evitate. Atenție și la niște tulburări pe plan mental. Și Marte pe casa nouă face quadratură cu Pluto ce se așează la voi pe casa sănătății și a rutinei zilnice. Marte încurajează domeniile călătorilor lungi, studiile superioare, legea și credința, iar Pluto vrea transformare și regenerare pe această casă sănătății și a muncii voastre de zi cu zi. Deci planetele, cele două planete, prin natura lor, sunt dificile. Dar și cu aspectul de cuadratură putem spune că este o perioadă din zi de-a dreptul supărătoare. Pentru că aspectul o să vă facă mai răi, mai nemiloși. Veți genera scandal, Veți manipula. Cu cât o să reușiți să gestionați mai bine energia de foc a lui Marte și să-l lăsați pe Pluto să-și facă treaba, cu atât va fi mai bine. Problema este că Marte acționează precum o flacără, adică arde instantaneu. Și uneori arde și ce nu trebuie. Dar Pluto acționează în timp, încet și sigur, cu consecințe pe care nu le mai puteți schimba niciodată în viața asta pe 12 iunie, o zi proastă pe carieră, în raport cu ce vrea partenerul vostru de viață. Deci luna se mută pe casa voastră 1 și face trigon cu Marte pe casa 9, dar face și quadratură cu Jupiter pe carieră. Deci veți fi ambițioși, energici, curajoși și veți acționa în direcția carierei, adică spre deschiderea sa, spre lărgirea sa, spre mai multe oportunități în această zonă și marte vă ajută de data asta. Atenție însă la orele următoare când Mercur pe casa carierei face un aspect prost cu Saturn pe relațiile voastre unul la unul. Deci vorbim aici despre posibilitatea să fiți defăimați de cineva. Și astfel să vă cauzeze imaginii voastre publice sau chiar cariere. Deci guvernatorul vostru este frumos plasat pe casa carierei. Saturn aduce niște obstacole prin relații de colaborare sau financiare sau de orice fel. Deci Saturn vă arată direcția unde voi trebuie să faceți o schimbare. Da? Pentru că de asta aduce obstacolele sau întârzierele că voi nu sunteți pe drumul cel bun. În cazul vostru pe relații. Pe 13 iunie o zi dificilă cea mai proastă poate pe relațiile voastre unul la unul, inclusiv cea de căsătorie. Deci, luna pe casa personală este în opoziție cu Saturn pe casa relațiilor. E, opoziția aceasta aduce melancolie, tristețe, o atmosferă apăsătoare, niște amânări, dezamăgiri, probleme poate cu părinții, dușmănii din bârfe, complexe de inferioritate față de partenerii voștri. Și în această zi nu acționați pe zona relațională. Nu faceți și nu desfaceți nicio relație, de orice fel ar fi ea. Mai așteptați un pic. Pe 14 iunie o zi incomodă personal și relațional, dar cu niște aspecte bune date de Uranus, pentru că luna pe casa voastră personală face aspect proscu cu Mercur pe casa carierei, dar aspect bun cu Uranus pe casa călătorilor lungi și a studiilor superioare, iar mai târziu o să vedeți o opoziție cu Neptun în relații. Deci, o să simțiți așa o nehotărâre, o instabilitate, o indiscreție față de carieră și față de ceea ce vă doriți, pentru că luna se mută în balanță, de deci se mută pe casa banilor. Casa șapte a relațiilor 1 la 1 este influențată de Neptun, cum v-am spus, deci este cumva confuză. O să vedeți realitatea altfel decât este ea, dar cumva o să vă treziți la realitate. Nu pentru că o să vă treziți cu niște dezamăgiri. Sau puteți să aveți fugă de răspundere sau pierdere de reputații și multe decepții, da? pentru că asta face Neptun pe casa relațiilor. Pe 15 iunie discutăm de bani de carieră, unde avem două aspecte foarte frumoase. Adică luna poziționată pe casa banilor face un aspect frumos cu Pluto pe casa muncii zilnice și alt aspect frumos cu Jupiter pe casa carierei. Deci o să aveți niște viziuni poate față de situația voastră financiară. Un instinct așa, ceva care să vă spună încotro să o luați. Veți fi avantajați pe munca zilnică și pe banii obținuți din această muncă zilnică. Trigonul cu marele benefic aduce optimism, Forță mentală și fizică și prosperitate pe carieră și multe multe șanse. Deci ziua aceasta este una de succes de noroc, atât pe plan fizic, cât și profesional. Folosiți-o, dragii mei. 17 iunie. O zi aglomerată astral la voi pe zona de finanțe obținute din carieră. Soarele pe casa carierei, este în aspect bun cu luna pe casa banilor și asta înseamnă că pe finanțe aveți o realizare ceva. Cu mențiunea să fiți atenți că Venus în carieră este în aspect prost cu Neptun pe casa relațiilor, care spune să nu acordați încredere oricui. Să fiți atenți la relații care vă pot aduce dezamăgiri și chiar trădări în unele cazuri. Apoi luna în balanță, deci pe casa banilor, va face un trigon, aspect frumos, cu mercur pe casa carierei. Și asta înseamnă că o să vă preocupați de cum vă, să zicem, prezentați în fața altora, cum comunicați cu alții, cum vă rentabilitați ca cariera, cum faceți cumva să fie lucrurile mai profitabile pentru voi, pentru că o carieră poate fi pe plan sufletesc, așa să vă împlinească sufletește sau poate fi profitabilă să vă aducă bani. Pentru voi, cazul acesta este, adică să fie profitabilă. Seara Venus se mută pe casa prietenilor și a anturajului și luna se mută pe casa comunicării, a drumurilor scurte și a rudelor. Și fac împreună un frumos trigon, ceea ce aduce comunicare excelentă în anturaj cu prietenii, aduce multe amabilități, multă armonie, multe mesaje și multe informații. Benefice-vă un pic mai târziu. Apoi. Când Mercur se mută pe casa prietenilor, adică o oră mai târziu, o să vedeți că face conjuncție cu Venus tot pe casa prietenilor. Asta înseamnă și niște aspecte bune pe anturaj, grupuri relaționare și bani. Emoțiile, sociabilitatea se vor răsprânge față de domeniul prietenilor voștri și o să puteți crea legături minunate care să vă folosească în planurile de viitor. Deci, informațiile și ponturile stau la baza acestor legături pe casa prietenilor. Apoi, aspectul acela proz de care vă spuneam, prin care săptămâna se încheie, este luna pe casa comunicării, este în opoziție cu, Mart cu Marte pe casa nouă, a drumurilor lungi, străinătatea, studiile superioare, credința. Deci este un aspect foarte prost pe comunicare apropiată sau mai îndepărtată, care poate să aducă violențe în cuvinte, grabă, forță de constrângere, putere de manipulare. Deci ceva trebuie eliminat pe cât se poate pe aceste zone, pentru că altfel aspectul va atrage mulți dușmani pentru voi și consecințe neplăcute pot să Intervine niște accidente provocate sau violențe nejustificate. Deci este bine să evitați energia planetei Marte sau măcar să o domoliți. Cum faceți asta? Prima soluție prin sport. Zodia Balanță, cei cu ascendent în balanță și Luna în balanță. Deci săptămâna începe frumos pentru voi, pe domeniile caselor, prietenilor, grupurilor. Și a deschiderii voastre în general spre Univers. Mai exact, pe 11 iunie, luna în leu, deci pe casa voastră 11, a anturajului, face sextil cu Mercur pe casa studiilor superioare și a călătorilor lungi. Și mai face un sextil cu Soarele și cu Venus, pe aceeași casă nouă. Deci vor fi avantajate domeniile străinătății, călătorilor lungi, studiilor superioare, dar și planurilor de viitor lung. Și prieteniile, deci partea socială a vieții voastre. Sentimente frumoase, comunicare frumoasă, informații folositoare și guvernatorul vostru, Venus, bine poziționat în Casa Credinței și a Expansiunii, poate aduce relații la depărtare, atracție spre locuri frumoase, atracție spre învățături importante. Cei care aveți procese în justiție, să știți că va fi foarte bine pentru voi. Deci aspectul vă va avantaja. Apoi vine un sfârșit de zi mai dificil pentru că luna pe casa prietenilor și a anturajului va face o cuadratură. Deci aspect prost cu Uranus pe casa banilor comuni cu alții. Deci pot interveni chestiuni neprevăzute față de resursele comune cu alții, asta aduce Uranus, o să aveți o stare proastă, deloc îngăduitoare, Susceptibilitate, deci oricum o stare neplăcută față de anturajul vostru. Ceva acolo nu vă place. Apoi, mai târziu, intervine un alt aspect prost. Marte pe casa 8, deci resursele comune cu alții, face quadratură cu Pluto pe casa 5, a copiilor, distracției, riscului, originalității. Deci, aici, Marte vrea mișcare spre înainte. Zice, aveți curaj, fiți agresivi în unele cazuri, pe banii în comun cu alții. Iar Pluto zice, vreau transformare întâi, cea interioară și apoi o concretizăm, adică ceva lent, dar sigur și ireversibil. Partea comună a celor două planete este intimitatea. Și pe această zonă de relații intime vor exista niște schimbări. Oricum veți avea o mare forță mentală și nu mereu în scopuri altruiste. Pe 12 iunie, știți cum e una caldă, una rece. Un fel de continuare a zilei de dinainte. Pentru că luna pe casa 12, o casa secretelor a carmei, o casă dificilă în care lucrurile nu se văd, se simt, face un aspect frumos cu Marte pe casa 8, dar face și un aspect prost cu Jupiter pe casa 9. Ce spune asta? Păi, că aveți putere de muncă, că o să aveți rezistență, vitalitate fizică, mai ales mentală. Veți avea multe posibilități constructive ce țin de resursele voastre comune cu alții, compatibilitate în sens bun, realizări în domenii concrete și pragmatice, transformări interioare vizibile. Deci și casa 12 și casa 8 sunt case karmice. Unde evenimente, chestiuni karmice apar tocmai ca să fie rezolvate. Prin transformarea și regenerarea voastră la nivel subconștient întâi și apoi concret de acțiune. Mercur pe casa nouă a cunoașterii înalte face cuadratură cu Saturn pe casa muncii zilnice și a sănătății. Deci, comunicarea și gândirea, cele date de Mercur, se înfruntă, se confruntă. Cu maturitatea, întârzierile aduse de saturn. Deci, cunoașterea, expansiunea sau chiar o călătorie lungă sunt cumva întârziate, amânate sau chiar blocate de responsabilitatea unei munci zilnice. Sau decât o problemă ce are legătură cu disconfortul fizic. Și înclin să cred că este vorba de o problemă de sănătate unde apare un disconfort, pentru că aici este împiedicată realizarea unor planuri de călătorie ale lui Mercur. Pe 13 iunie, cea mai proastă zi din această săptămână, la voi, se așează pe sănătate, în cea mai mare parte. Pentru că luna, în casa 12, care este sănătatea mentală, sufletească, este într-o opoziție cu Saturn pe casa sănătății fizice, a rutinei zilnice, a stilului de trai, deci, casa 12, știți? Vorbește despre sănătate psihică, subconștient, gândurile voastre mai puțin optimiste de data asta și casa 6 are la legătură cu tratamentele, cu niște boli ocazionale, în general sănătatea fizică. Opoziția este cel mai prost aspect astral și în acest caz aduce dezamăgire. Probabil că în urma zilei de dinainte de 12 iunie, când s-au blocat niște drumuri. Deci, aduce dezamăgire, amânări, în unele cazuri poate aduce probleme cu unul din părinți, treaba lui Saturn, adică, o să fiți nesuferiți și poți omorâți. Așa că orice interacțiune ar trebui evitată, pentru că nu sunteți cea mai bună companie în această zi și pe bună dreptate. Pentru că luna înseamnă emoțiile și sentimentele voastre interioare, iar Saturn înseamnă blocaje și limitări pe domeniul vieții voastre zilnice, rutinei voastre zilnice. 14 iunie Ne confruntăm cu două aspecte dificile, adică luna pe casa 12 este în cuadratură cu Mercur pe casa 9, dar cumva se mai atenuează lucrurile fiindcă apare un trigon cu Uranus pe casa banilor comuni cu alții. Deci aspectele aduc instabilitate, nehotărâre, agitație, mai mult interioară. Pentru că energia zilei precedente se continuă cumva. O să aveți niște gânduri rele sau niște resentimente. Pentru că nici voi nu prea uitați și nu prea iertați. Dar vine Uranus, rebelul zodiacului, care mai îmbunătățește lucrurile. Prin ceva ne aștepta pe zona financiară care Vă mai schimbă starea asta proastă dată de lună. Deci, opoziția cu Neptun pe Casa 6 a Muncii Zilnice și a Sănătății aduce dezamăgiri că ceva nu este așa cum vă doriți pe aceste domenii, pe acest stil de viață, să spunem. Adică, una gândeați, una vă imaginați și una este în realitate. Și seara, luna se mută, intră în balanță, deci chiar pe semnul vostru. Energia lunară se manifestă normal, fără impedimente, dar se îndreaptă spre domeniul relațional. În astrologia antică, acest aspect spune că acolo se întâlnește prezentul cu trecutul karmic. Dar este un subiect pe care nu-l putem dezvolta acum, așa că, după cum vă spuneam în introducere, este posibil să-l dezvolt pe Patreon. Trecem la 15 iunie. O zi foarte bună pentru că originalitatea și orice proiect creativ vor fi susținute și ajutate de către astre. Pentru că luna pe casa voastră personală o să facă un aspect frumos cu Pluto pe casa 5, a distracției, a proiectelor originale, a riscurilor, a copiilor. Și va face și un tricon cu Jupiter în casa străinătății, a deschiderii, orizontului, a călătorilor lungi și a credinței. Ziua este minunată pentru că aduce și viziuni profetice. Așa, parcă știi ce se va întâmpla ca un rezultat într-o situație anume. Sau mai aduce dorință de aventură, dorință de distracție, dar și dorință de călătorie. Vreți cumva să vă luați parcă lumea în cap în sensul bun? Și probabil că o și o să o faceți. Și. Este foarte bine pentru că mai trebuie și zile din aceasta, când trebuie să uitați tot și de toate și să vă deschideți inima spre noi persoane, spre noi situații și spre noi locuri. Știți cum se spune? Schimb locul, schimb norocul. Cam așa este ziua asta. 17 iunie, o zi foarte ocupată cu șapte evenimente astrale, care începe destul de bine pe călătorii și studii și străinătate, dar se termină prost pe zona financiară. Deci, soarele pe casa nouă este în aspect bun cu luna chiar pe casa voastră personală și aduce o sănătate mai bună sau vi se ameliorează starea proastă de sănătate de acum câteva zile. Mai aduce prieteni de la deportare, unii credincioși sau care vă ajută să vă recapătați energia, să vă mobilizați. Vi se conturează în față un drum de urmat, ceea ce este foarte important. Venus, guvernatorul vostru, este pe casa străinătății și a drumurilor lungi, a cunoașterii, dar face aspect prost cu Neptun, pe casa muncii zilnice. Deci, acest aspect prost aduce griji, supărări, decepții față de o persoană sau față de munca zilnică. Unii puteți să sperați că poate ați întâlnit idealul în dragoste, undeva la mare distanță, după care. O să aveți o mare dezamăgire. Alții nu trebuie să faceți speculații financiare, pentru că vor fi pe pierdere. Alții veți avea sentimente schimbătoare. Pentru că Neptun acționează, deci nu stă cu mâinile în sân. Însă, un pic mai târziu, atmosfera se schimbă, pentru că avem luna pe casa voastră personală. Într-un aspect frumos cu mercuri pe casa nouă, și asta înseamnă sociabilitate, eleganță fizică și intelectuală, gândire constructivă la nivel macro, adică vă uitați la pădure și nu la copaci și cumva astrele o să vă ajute să vă remontați sufletește pentru că o să vă gândiți că universul are pregătit ceva bun pentru voi. Seara, Venus se mută pe casa carierei iar luna se mută pe energie de scorpion pe bani și fac un aspect frumos împreună ceea ce aduce iubiri secrete relații așa mai ascunse adică nu le arătați tuturor sau afaceri ascunse de ochii publicului o să aveți o fire strict senzorială o să fiți populari și foarte atractiv pentru sexul opus oricum voi sunteți așa frumoase din naștere o să vă gândiți spre deschidere și spre dezvoltarea minții a conjuncturilor, a persoanelor din jurul vostru, da? să, le, cum să, spun, să le folosiți cumva. O să fiți mai veseli, mai vorbăreți, veți comunica mai bine la distanță, o să vă exprimați mai elocvent și pe înțelesul tuturor și o să fiți mai apreciați de către ceilalți. Asta prin conjuncția dintre Mercur și Venus. Iar să târziu energiile se schimbă, mai ales pe zona financiară, pentru voi. Pentru că luna pe casa banilor va fi în opoziție cu Marte în Taur. Deci este finalul acela de săptămână prost de care vă spuneam. Marte va fi pe casa resurselor comune cu alții. Deci opoziția va fi pe axa banilor. Că sunt banii care îi câștigați voi, că sunt banii în comun cu alții. Este un aspect prost. Ce aduce? Răzvrătire, dorință de schimbare, probleme în familie cu certuri față de bani. Poate să vă mai aducă puse de febră sau mici accidente față de sănătatea fizică, chestiuni ascunse financiare din familie care ies la iveală și vă scot din minți. Oricum, opoziția aceasta cere o transformare urgentă a situației banilor sub orice formă ar fi aceștia. Zodia Scorpion, cei cu ascendent în Scorpion sau luna în Scorpion. Săptămâna începe bine pentru voi, cu aspecte frumoase pe carieră și statut social și pe resursele comune cu alții, dar se termină mai puțin bine pe zona relațională. Astfel că pe 11 iunie avem luna în leu, deci pe casa voastră 10 a carierei, ce face sextil, un aspect frumos, cu mercur pe casa banilor comuni cu alții, și un alt sextil cu soarele pe casa 8 și venus în aceeași casă 8. Deci, aspectele vă avantajează, vă ajută în carieră, pe statut social, pe bani, pe resursele din toate direcțiile. Ceva se schimbă bine pe aceste domenii. Nu știu, printr-o înștiințare, printr-o diplomă sau printr-o relație de mare ajutor. Așa că folosiți acest interval din zi ca să primiți mai mult bani sau mai multe avantaje prin carieră. Pentru că spre seară energia se schimbă, în mai rău, pentru că avem două cuadraturi pe relații personale și cele de familie. Adică luna pe casa carierei este în cuadratură, aspect prost, cu Uranus pe casa relațiilor 1 la 1. Și Marte pe casa relațiilor este într-un alt aspect prost de cuadratură cu Pluto pe casa familiei și a locuinței voastre. Deci, ceva neașteptat o să aibă loc, pentru că Uranus nu stă cu minte și aduce o schimbare bruscă pe zona asta de relații și bani. Poate posibilitatea unei alte cariere cu mai mulți bani o să apară. Și asta nu vă dă un confort sufletesc, pentru că nu știți ce o să fie așa mai departe. Adică, vă confruntați cu o insecuritate lunară, dată de lună, ce acționează asupra sentimentelor voastre și asupra stării voastre de bine. Iar Marte o să vedeți că preia parcă volanul mașinii voastre relaționale și spune că trebuie să mergeți cu curaj înainte, spre o acțiune. Adică să nu mai stați pe ceea ce ați avut până acum, să vă folosiți relațiile. Și asta o să intre în contradicție cu capitolul familie, care fie se opune sau, nu știu, fie o să trebuiască să vă neglijați cumva familia. Ziua este una deci de decizii și asta va fi cel mai greu pentru voi. Planetele sunt puternice, adică Pluto, Marte și Uranus și au fiecare personalitatea lor aparte și sigur că da, fiecare vrea să-și impună direcția și energia. Iar luna stă la primire, cum se spune, adică sufletul vostru primește loviturile din partea celor trei planete, este așa într-un fel de văltoare de unde nu iese fără ceva cucuie. 15 iunie o zi și cu bune și cu rele, pentru că luna se mută pe casa prietenilor și face un aspect frumos cu Mate pe casa relațiilor 1 la 1, dar face un aspect prost de cuadratură cu Jupiter, pe casa banilor comuni cu alții. Deci, partea asta relațională este foarte bine aspectată. Adică Marte, de ziua trecută cumva, a trecut la acțiune și l a făcut să mergeți în direcția casei 7. Prietenii o să vă schimbe starea de spirit, o să vă susțină, pot să apare și niște ajutoare concrete. Iar Jupiter, care este într-o cuadratură, spune că atenție la litigii pe bani, la felul cum raționați, nu fiți îngânfați, nici prea optimiști, pentru că vine totul cu un preț. Nu cheltuiți pielea ursului din pădure, nu faceți credite, nu fiți indiferenți și nepăsători sau leneși. Sau nu vă lăsați distrași de alte chestiuni efemere. Pentru că Imediat, un pic mai târziu, adică Mercur pe casa resurselor comune cu alții, face aspect prost cu Saturn, pe casa plăcerilor, a riscurilor, a investițiilor, a copilor. Și asta înseamnă să fiți atenți la viclenie, la înșelătorie, la distragerea voastră de la ceea ce este cu adevărat important. 13. Iunie. Așa cum am spus la toate zodiile, din păcate, este o zi proastă. Cu o opoziție pentru voi pe zona de socializare a anturaj și petrecere a timpului liber. Deci, luna pe casa prietenilor face opoziție cu Saturn pe casa plăcerilor și a distracțiilor. Deci, aspectul este prost și eu vă sfătuiesc să nu mergeți la nicio petrecere, chiar dacă aveți invitație. Să nu socializați, pentru că vor interveni certuri și rupturi de prietenii. Deci, dacă vreți să vă păstrați prietenii, astăzi nu luați legătura cu nimeni, stați acasă. Sau, poate nu mai vreți să-i păstrați și atunci lăsați pe saturn să facă curățenie generală printre ei. 14 iunie este o zi mai bună, nițel, ca cea dinainte, dar. Energia proastă pe domeniul anturajului se continuă cumva, pentru că luna pe casa prietenilor o să facă aspect prost cu Mercur, pe casa resurselor comune cu alții și spune să nu intrați în combinații financiare cu prietenii, să nu intrați în polemici cu aceștia, în proiecte comune, în nimic, în nicio colaborare pe bani comuni. Deci, așteptați-l cumva pe Uranus, care o să vină cu ceva nou, pe zona de relație 1 la 1. Adică, vine cu ceva neașteptat și oricum mai bun, pentru că va fi un trigon cu Uranus pe casa 7 a relațiilor. Și astfel, vă spală toate decepțiile și dezamăgirile date de Neptun pe casa 5, adică tot pe o zonă relațională socială de distracție și de aventură. Seara, luna se mută în balanță. La voi, Casa 12 a Secretelor, a Traumelor, în special în relații, și cumva vă sunt răscolite sentimentele. Vă gândiți unde ați greșit relațional. O să doriți să vă armonizați Sufletul cu energia zilei și o să vă împăcați cu anumite stări de nesiguranță sau de incertitudine. Energia de balanță aduce un fel de armonie în Sufletul vostru. Adică vine așa ca un balsam vindecător. Pe 15, o zi foarte frumoasă pentru că avem două trigoane pe familie, pe banii și resursele comune cu familia sau cu o eventuală mărire de venituri în familie. Asta pentru că luna pe casa 12 face un aspect frumos cu Pluto pe casa familiei voastre, dar și un trigon cu Jupiter pe casa banilor comuni cu alții. Deci, ziua trebuie să fie cumva folosită bine, financiar, familiar, în sensul deschiderii spre o altă stare de lucru, alte planuri financiare în familie, alte oportunități pe care Jupiter vi le aduce. Deci, după seara trecută, luna, va a adus un pic de armonie sufletească și vine recompensa lui Jupiter care vă deschide orizonturile și. În colaborare cu ajutorul lui Pluto, vă modifică pozitiv planul familial. Deci tot ajutorul astral folosiți-l în scopuri financiare comune cu familia sau în rezolvarea unor chestiuni mai vechi ce vă blocau financiar și acum puteți să le terminați, adică să vă ocupați de ele, să scăpați de ele. Pe 17 iunie, o zi plină cu evenimente astrale, deci cu multă energie și bună și mai puțin bună. La început, dimineața, soarele pe casa banilor comuni cu alții face un aspect frumos cu luna pe casa 12 și acest aspect pozitiv. Cumva se păstrează pe energia resurselor comune voi cu alții și o să aducă un pic mai multă armonie interioară și sufletească mai ales. Venus pe casa banilor comun cu alții, este un aspect prost cu Neptun pe casa distracției, a cheltuirii banilor cum ar veni. Deci partea asta a intimității, pentru că v-ați făcut vise sau așteptări nerozonabile, se destramă. Apar niște decepții raportat la relații fără obligații mai ales. Nu sunt așa chiar cum vă sperați voi. Sau poate constatați că ați investit prea mult în ceva ce nu merită atenția voastră. Pentru că asta face Neptun, da? Aduce deziluzii. Mercur vine cu informații sau cu o gândire folositoare în acest sens, pentru că un pic mai târziu o să vedeți, va face un trigon frumos cu luna pe casa 12. Iar seara Venus pe casa nouă a călătorilor lungi, a studiilor și a credinței. Inclusiv luna care se mută pe casa voastră personală, vor face ambele un trigon, un aspect frumos, ceea ce aduce o stare sufletească mai bună, așa mai pe energia voastră, mai deschisă spre altceva, spre noi orizonturi, noi preocupări sufletești și mai ales emoționale. Imaginația voastră duce spre succes, spre o cunoaștere profundă, adică voi sunteți în stare să analizați lucrurile și evenimentele săptămânii și evenimentele bune și cele rele, sigur că da, dintr-o altă perspectivă, mai adâncă, mai transformatoare. Deci o să înțelegeți că nimic nu este întâmplător și toate au o așezare anume în univers. Comunicarea voastră cu universul va fi mai facilă. Înțelegerea voastră va fi mai ușoară pentru că Mercur face un aspect frumos cu Venus pe energie prietenă cu voi. Dar sigur că nu scăpați de Marte, care fiind pe casa șaptea a relațiilor unul la unul, nu uită și nu iartă. E, oricum, nici voi ca zodie nu o faceți, din păcate, adică îi dați apă la moare lui Marte. Și seara târziu vă apucă resentimentele față de cineva. O să vă acopere emoțiile, dorințele de răzbunare. Veți gândi diabolic, o să fiți violenți, capricioși. Și atenție! Să nu ieșiți afară din casă, nicăieri, cu starea asta proasta voastră. Pentru că este o stare distructivă, în primul rând, față de voi. Pentru că este posibil să provocați scandaluri publice. Este posibil să vă faceți dușmani și este posibil chiar să provocați niște accidente. Pentru că Universul, nu uitați, are tendința să vă liniștească cu forță prin mijloacele sale secrete. Deci stați potoliți la sfârșit de această săptămână, este o stare trecătoare și veți reveni la sentimente mai bune în zilele care urmează. Zodia Săgetător, cei cu ascendent în Săgetător și luna în Săgetător. Pentru voi săptămâna începe foarte bine pe zona de relații, pe călătorii lungi sau studii superioare. Deci, în general, relațiile cu străinătatea, să spunem, și se termină prost pe zona de sănătate. Pe 11 iunie, luna, pe casa voastră nouă, deci credință, studii superioare, călătorii lungi, face sextil cu mercur în casa relațiilor 1 la 1 asumate de voi, cu soarele și cu Venus, în aceeași casă 7. Astfel că voi trebuie să vă concentrați pe planificarea unei călătorii sau chiar poate plecați într-o călătorie lungă sau să vă ocupați de o relație pe care v-ați asumată. Tot ce ține de aceste lucruri vor fi frumos aspectate și ajutate de Mercur și de Venus. O să simțiți energia planetelor și starea voastră va fi una de bine, de gânduri bune, de stări bune, idei minunate, o să fiți mai atrăgători și mai armonioși, voi cu voi și voi cu ceilalți. Apoi, mai urmează două evenimente mai puțin comode. Și o să vă afecteze pe munca zilnică, pe drumurile scurte și pe sănătate. Adică luna va fi în cuadratură cu Uranus, o să vă afecteze casa 6, munca zilnică și sănătate. Iar Marte pe aceeași casă 6 va fi în aspect prost de cuadratură cu Pluto în comunicare. Deci o să fiți explozivi în raport cu rutina zilnică. O să doriți să faceți mai multe lucruri deodată, dar nu o să puteți. O să fiți repeziți în comunicare, în vorbire. O să vă sară țandăra, din orice, chiar și fără motiv. De starea voastră va suferi o schimbare ce va avea legătură cu ceea ce faceți voi în mod zilnic. Ca și cum ceva din ritualul vostru zilnic, munca, va sta în calea unei călătorii, să spunem, sau a unei relații. Nu știu, asta e un exemplu. Ceva vă dă peste ca programul și planurile și asta vă scoate din minți. Pe 12 iunie, la început de zi, este foarte bine pentru că avem un trigon frumos. Deci, intervin aici detaliile și munca în carieră. Luna din plasată în casa 10 a carierei va face un trigon frumos cu Marte pe casa 6 a sănătății și a muncii zilnice. Deci, Cumva o să vă resemnați sau o să vă consolați cu altceva și vă veți concentra atenția pe locul de muncă și pe banii care vin din această activitate zilnică. Nu știu, poate veți fi recompensați financiar. Sigur că, în acest caz, Marele Benefic nu este de acord cu asta. Pentru că el va face o quadratură cu, pe casa gemenilor, adică pe casa relațiilor unul la unul. Și spune așa că. Trebuie să lăsați cumva interesele financiare din rutina zilnică și să mergeți spre deschiderea relațiilor, spre călătorii, spre o altă viziune, alta decât ați avut până acum. Adică el spune, Jupiter, nu te întoarce la vechea ta viață care nu este ceea ce trebuie și s-a dovedit până acum. Și un pic mai târziu, o să vedeți apare un alt aspect restrictiv, cel dat de Saturn. Care este poziționat pe casa familiei la voi, pe casa locuinței, care este în aspect prost cu mercur, deci pe gândire și comunicare. Deci ceva se amână, se restricționează sau se blochează și vă apucă remușcările unor responsabilități de care nu puteți să scăpați. Deci este cumva o stare incomodă pe care vă creați voi singuri. Asta ca să fim clari: nu vă obligă nimeni. Pe 13 intervine cea mai proastă zi a săptămânii discutate pentru că luna pe Casa Carierei va face opoziție cu Saturn pe Casa Familiei. Ei, față de ce s-a întâmplat ziua anterioară, o să vedeți că sentimentele voastre față de cum sunteți voi prezenți în fața altora, să spunem, sau față de carieră, vor fi în totală contradicție cu ce vrea Saturn poziționat pe familie, care spune Aruncă tot ceea ce este vechi pe domeniul familial. Că dacă nu o faci, eu te blochez sau îți limitez opțiunile. Deci vei simți o poziție concretă a lui Saturn, care acționează la fiecare, pe câte un domeniu legat de casa 4. Nu știi, la unii pe casă, ca și locuință vreau să zic, la alții pe un membru de familie, deci orice ține de casa 4, Saturn reacționează, amână, blochează dacă nu faceți ce trebuie. Pe 14 se continuă atmosfera zilei trecute, dar intervine ajutorul dat de Uranus. Ajutor în sensul bun. Deci luna pe casa cariere în cu Mercur pe relații dar intervine un trigon frumos cu Uranus pe casa muncii zilnice, ceea ce spune că ceva neprevăzut în rutina voastră, de muncă zilnică sau chiar pe sănătate, o să apară și eu cred că va fi un eveniment favorabil. Iar Neptun, plasat pe casa familiei voastre, vă dă speranțe, vă dă iluzii referitor la familie, cele care foarte curând se vor destrăma, pentru că asta face Neptun Adică el vrea să vă pună un văl frumos pe față, care la un moment dat se va deșira, sigur că da, se dă la o parte. Seara, luna intră în balanță pe casa prietenilor voștri, a anturajului, și puteți avea momente frumoase cu aceștia. Sau măcar niște așa, sentimente, o stare bună de prietenie. Pe 15 iunie, o zi foarte bună, cu două trigoane, pe casă socială și pe comunicare. Adică, luna pe casa prietenilor face un aspect frumos de trigon cu Pluto aflat în comunicare. Deci, pe drumuri scurte, comunicare, persoane apropiate de voi și mai face un trigon cu Jupiter pe casa relațiilor. Deci, este o zi în care voi trebuie să o folosiți în rezolvarea unor probleme cu anturajul. Dacă aveți, sau de comunicare, sau cu niște drumuri scurte ce au legătură cu o relație. Puteți să ieșiți undeva și să vă întâlniți cu cineva, pentru că așa indică Jupiter. Puteți avea o comunicare la mare distanță cu cineva sau o relație la distanță care să modifice, să se modifice cumva spre bine, dar să urce pe o treaptă. Pe 17 iunie, o zi foarte ocupată, adică cu multe aspecte astrale, pe zona de familie la voi, pe resurse comune și pe anturaj. Soarele pe casa 7 face aspect frumos cu luna pe casa prietenilor. Deci partea asta socială va fi foarte bine aspectată, ocupată, energizată. O să ieșiți la întâlniri cu prietenii, cu grupul în general. Deci relaționarea va fi bună și relaxantă. Venus în casa relațiilor 1 la 1 este în poziție proastă cu Neptun pe casa familiei. Deci, atenție! La relații duplicitare sau cu cineva care mai este implicat într-o altă relație sau are alte multe planete în gemeni sau este zodia gemeni. Ca să știți în ce vă băgați și să nu aveți dezamăgiri. Deci, flirturi și aventura sunt acceptate, sunt încurajate, dar nu vă faceți speranțe. Seara, Venus se mută pe casa resurselor comune cu alții, iar Luna se mută pe o casă interioară, casa 12. Deci, o să vă gândiți la niște chestiuni așa mai adânci, mai ascunse, ce vă stau pe suflet și poate au legătură cu finanțele sau cu o relație mai veche de resurse comune. Deci aveți o experiență legată de banii comuni cu cineva și subconștientul vostru vă trage de mânecă, și vă zice, ții minte ce ai pă pățit în trecut, în cutare situație? Că asta e ideea Casei 12. Să vă reamintiți, să scoateți la suprafață și să rezolvați. Și probabil că veți ține minte, pentru că memoria karmică la voi lucrează, memoria sufletului nu doarme și sapă adânc de fiecare dată și o să ducă la o vindecare, cea dată de micul benefic, pe zona aceasta, nu știu financiară sau intimă. O oră mai târziu, Mercur se mută și el pe casa resurselor comune și face conjuncție cu Venus pe aceeași casă 8. Este un aspect bunicel prin care voi veți avea mai mult succes la sexul opus, veți fi mai intuitivi, mai inspirați, mai volubili și mai convingători. Iar seara târziu, discutăm de acel aspect prost cu care săptămâna se încheie. Deci luna pe casa voastră 12 este într-o opoziție cu Marte pe casa sănătății și a muncii zilnice. Și vi se adună sentimentele zilei, așa, ca într-un vulcan. O să stați, parcă să explodați, că aveți niște dorințe nepotolite. Unele financiare, altele intime, oricum ceva ascuns. O să doriți să vă rezvrătiți, că parcă mereu apare câte ceva și vă strică fenșuiu, cum se spune. Dar nu vreți să vă gândiți de ce apar acele obstacole și nu vă gândiți dacă mergeți pe drumul corect de fiecare dată. Pentru că, de cele mai multe ori, alegerile voastre contează, așa că nu puteți să dați vina pe nimeni. Zodia Capricorn, cei cu ascendent în Capricorn, sau Luna în Capricorn. Săptămâna începe frumos pentru voi pe zona de muncă zilnică, sănătate, inclusiv câștigurile provenite din muncă. Dar se sfârșește lamentabil pe zona de socializare și de distracție. Acum, sigur, depinde pe ce puneți voi mai multă atenție. Pe 11 iunie. Luna ce se așează pe resursele voastre comune cu alții, face un aspect frumos de sextil cu Mercur pe casa muncii zilnice și a sănătății, cu soarele și cu Venus. Deci, aspectele sunt foarte pozitive și voi trebuie să le folosiți pe domeniile de muncă zilnică, cele din care faceți bani. Adică, ar trebui să vă îmbunătățiți comunicarea pentru că Mercur vă ajută veți avea și energie de la soare, veți fi mai armonios și vă veți prezenta mai plăcut în fața colegilor sau a șefilor, pentru că Venus vă ajută aici. Deci folosiți perioada zilei. Mai târziu un pic apar două cuadraturi dificile pe casa distracției a copiilor și a banilor comuni cu alții. Adică luna pe casa 8 face cuadratură cu Uranus pe casa 5 și Marte pe casa 5 în cuadratură cu Pluto pe casa banilor. 2. Deci, ceea ce înseamnă că intervin niște evenimente neprevăzute pe resursele voastre comune cu alții, apoi Marte vrea acțiune cu curaj din acest motiv, deci zice că reacționează, te rog, la acest eveniment care a apărut, iar Pluto cere transformare lentă, dar foarte profundă. Deci, nu reacționați fără să vă gândiți, adică sub impulsul nervilor și a energiei de foca lui Marte, ci acționați după cum vrea Pluto, care transformă partea asta materială a vieții voastre din temelii. O face încet și sigur și irreversibil. Pe 12 iunie, Luna se mută pe Casa 9, călătorile lungi, studii superioare, credință, și face aspect frumos de trigon cu Marte pe Casa 5. Și asta aduce un sentiment plăcut. Aduce dorință de a cunoaște lucruri. Aduce dorință să vă extindeți pe plan financiar sau a avea proiecte cu tente financiară în colaborare cu străinătatea, să spunem. Deci este o zi bună de extindere a afacerii. Cu siguranță. Deci urmați drumul ăsta și țineți cont de avertizările marelui benefic Jupiter care face aspect prost pe casa muncii zilnice. Adică, voi neapărat, ca să obțineți realizările, trebuie să fiți harnici față de ceea ce v-ați propus, să nu încălcați regulile și doar atunci Jupiter vine cu recompense. Mercur pe casa muncii zilnice, o să fac aspect prost cu Saturn, în zona de comunicare, rude, drumuri scurte. Deci, aspect prost pe deplasări scurte, pe comunicare și pe activitate zilnică. Aici trebuie să fiți atenți. Pot interveni certuri cu rudele sau cu niște persoane din apropierea voastră. Puteți avea niște obstacole de la Saturn, tocmai ca să faceți munca zilnică în mod corect. Sau poate să vă ocupați de sănătate mai bine decât până acum. Saturn diminuează iluziile energiei de pești și vă aduce cu picioarele pe Pământ. 13. Iunie. O zi proastă, ca la toate zodiile, iar la voi este pe deplasări. Pentru că luna pe casa nouă, deci drumurile lungi, este în opoziție cu Saturn în pești, pe casa drumurilor scurte. Deci, discutăm de o poziție foarte proastă pe drumuri și călătorii, în apropiere, în străinătate, unde vor exista probleme și multe dezamăgiri. Deci, eu vă sfătuiesc să nu plecați nicăieri. Veți avea sentimente contradictorii. Veți avea stări sufletești proaste. Așa, o stare de apăsare. Nu veți înțelege bine mesajele nu le veți comunica bine voi către alții. Veți fi irascibili și moroconăși. Deci nu sunteți o companie bună pentru nimeni, pentru nimic din ceea ce doriți să faceți și o să vedeți că nu vă iese nimic. Important este să micșorați pe cât se poate pagubele și de aceea vă spun să stați cu mintea acasă și să vă relaxați. Pe 14, ei, nici această zi nu este grozavă, dar, mă, dar măcar energia se mai îmbunează cu un trigon dat de Uranus. Adică, luna pe casa nouă face aspect prost cu Mercur pe casa muncii zilnice, dar apare Uranus cu un trigon pe casa distracției. În același timp, Neptun este în opoziție pe casa comunicării. Și, deci, vor fi afectate comunicarea, da? Neptun asta face. Vor fi afectate călătorile de toate felurile, pentru că acolo v-ați făcut niște iluzii. Nu știu. Cred că v-a plăcut prea mult ceea ce vă promitea Neptun. Ei, și vine Uranus, rebelul zodiacului, și aduce ceva neașteptat. Ceva brusc, sau înainte de termen. Ceva ce poate fi financiar, pentru că este energia taurului. Sau poate fi o invitație la o petrecere, Casa 5, sau o aventură și vă mai scoate cumva așa din starea de supărare. Deci dați curs lui Uranus, pentru că aspectul său este unul bun de data asta. Seara, luna intră pe casa voastră a carierei și a statutului social, pe energie de balanță. Și asta. Vă duce cu gândul și cu emoția spre zona aceasta de carieră și cum sunteți văzuți de către ceilalți. Vă doriți aici poate mai multă armonie, poate o relaționare mai bună, vă doriți pace. Dar sigur că da, o să aveți și momente de indecizie, pentru că va trebui să alegeți ceva. În ziua imediat următoare va interveni o oportunitate financiară și de muncă. De asta vă spun că intervine o alegere. Pe 15, zi foarte bună pe carieră și pe banii din muncă zilnică, pentru că luna în carieră face aspect frumos cu Pluto pe casa banilor, dar și cu Jupiter pe casa muncii zilnice și a sănătății. Deci sunt două aspecte frumoase, minunate, pe care trebuie să le folosiți în aceste domenii de muncă zilnică. Cariera zilnică înspre a avea mai mulți bani. Planetele. Conlucrează frumos, una cu cealaltă, vă ajută. Și poate aveți șansa unui nou job sau a unor noi responsabilități, pe alți bani mai mulți. Sau să vă extindeți undeva în străinătate sau măcar să faceți niște clienți acolo, în depărtare. Dacă aveți un proiect, un gând de a schimba finanțele în mai bine, acum este momentul să acționați printr-o schimbare anume și ziua următoare o să vedeți că vă ajută cu acest început. Pentru că pe 17, când avem foarte multe aspecte astrale, 7 mi se pare, soarele pe casa muncii zilnice va face un aspect frumos cu luna în carieră. Deci aspectează tot munca și cariera, vă dă energie, vă dă încredere în puterile voastre și ajutor de undeva din exterior. Puțin mai târziu apar niște divergențe pe comunicare, pentru că Venus, pe casa muncii zilnice și a sănătății, va face un aspect prost cu Neptun pe casa comunicării. Deci, trebuie să fiți atenți la ceea ce transmiteți, mesajul. Verificați de două ori ce transmiteți, mesajele transmise sau ce primiți. Contractele, pentru că Neptun. Are acea doză de neclaritate pe zona de comunicare de data asta. Și dacă nu băgați de seamă aceste confuzii, o să vedeți că vă cauzează mai târziu. În acest sens, o să vă ajute și aspectul de mai târziu, adică luna pe casa carierei va face un aspect frumos de trigon cu Mercur pe casa muncii zilnice. Deci energie bună pe muncă și carieră. Ce spune că Mercur vă dă o gândire pragmatică, intelectuală și o comunicare potrivită pe aceste domenii. Seara, Venus se mută pe casa relațiilor unul la 1, adică un loc unde îi place, iar luna se mută pe casa prietenilor, a anturajului, dar pe energie de scorpion. Și împreună fac un trigon frumos. Deci vă afectează zona relațională, anturajul colaborărilor. Veți fi atrași, veți fi atrăgători spre anumite persoane care sunt potrivite scopului vostru. Puteți inclusiv să vă îndrăgostiți așa deodată, puteți să aveți vreo aventură secretă prin anturajul vostru. Deci, o perioadă frumoasă, misterioasă și fructuoasă, deoarece și Mercur va afecta frumos casa relațiilor. Ei, toată comunicarea voastră va fi sub cele mai bune auspicii și va fi protejată de micul benefic Venus. Dar, săptămâna se sfârșește prost, pentru că nici voi nu o să faceți excepție, pentru că luna pe casa prietenilor și a anturajului va fi într-o mare opoziție cu Marte pe casa distracțiilor, casă socială de altfel. Deci, pe zona asta de socializare. De distracție, de anturaj, va fi o atmosferă proastă. Pentru că sentimentele și starea voastră interioară sunt precaute, sunt ascunse. Și asta va fi în opoziție cu ce vrea Marte. Pentru că Marte vrea curaj, acțiune, aventură, sex, intimitate, risc. El zice, mergi înainte, treci cu capul înainte. Ei, în funcție de cât de dominant este Marte. În harta voastră personală, o să știți și ce urmează, adică dacă veți merge pe calea dată de Marte sau dacă veți alege calea Sufletului, cea dată de Lună. De aceea vă spun și vă dau la fiecare astrogramă dominația planetelor ca să știți care dintre ele vă împinge mai tare de la spate. Zodia Vărsător, cei cu ascendent în vărsător și luna în vărsător, da? Săptămâna începe glorios pentru voi cu distracție și cu aventură, dar se sfârșește prost pe familie și pe carieră. Pe 11 iunie, luna pe casa relațiilor 1 la 1, casa 7, este într-un aspect foarte frumos de sextil cu mercur, pe o casă socială de distracție, casa 5, și tot într-un sextil cu soarele și cu Micul benefic Venus. Deci, relațiile voastre, că sunt de căsătorie, că sunt doar pasagere de distracție, că sunt de colaborare, vor fi foarte bine aspectate. Adică, spre distracție cât cuprinde, spre chef de viață, plăcere, senzualitate, atractivitate, vorbe frumoase, dar înșelătoare, pentru că asta este energia de gemeni. Adică, nu știu, Vorba vă unge pe tot sufletul, vă place, vă simțiți minunat, deci, ce să spunem, un, săp un început de săptămână ideal. Dar, un pic mai târziu, energiile se schimbă, pentru că intervin două cuadraturi ce vă afectează pe familie și pe relații. Adică, luna în relații face aspect prost de cuadratură cu, cu Uranus în familie, în cămin, în locuință, pe casa 4. Și marte pe casa familiei face cuadratură cu Pluto pe casa personală. Ei, asta spune că hai, v-ați distrat, cât v-ați distrat. Foarte bine. Dar mai intervine și de contul. Uranus aduce ceva neprevăzut ce ține de casă sau familie. Ceva ce face vă strică cheful. Marte vă face impulsiv, agresiv tot pe această zonă de familie, iar Pluto spune că, vrei nu vrei, o schimbare personală trebuie să aibă loc pentru că el se așează unde se așează, deci tot mai pe energia voastră, pe zona personală, tocmai ca să vă oblige să vă schimbați. Ziua următoare, pe 12 luna, este pe casa resurselor comune cu alții, casa 8. Și faci un aspect frumos de trigon cu Marte pe casa familiei. Deci, este afectată bine, benefic, partea materială a vieții voastre. Pentru că și casa 8 și energia de taur au treabă cu securitatea financiară în general. Trigonul este un aspect frumos și trebuie să aibă loc o acțiune concretă din partea voastră să vă uitați la detalii, să fiți pragmatici și să vizați resursele comune cu alții. Dar trebuie să țineți cont și de Jupiter, de marele benefic căruia nu-i plac înșelăciunile, nu-i place lenea, nu-i plac vorbele goale, adică energia de gemeni și el spune să fiți atenți, precauți și să acționați în mod legal și moral. Mai apare și un alt aspect dificil care vă restricționează cumva cheltuirea banilor, pentru că Saturn spune, atenție cât cheltuiți, nu risipiți banii pentru că nu o să vă cadă nicio comoară din cer sau de pe fundul lacului, că este în energie de pești. Deci nu este o zi în care să cheltuiți banii pe prostii, este o zi în care puteți să schimbați poate niște conturi sau niște planuri financiare, niște depozite, da? Ceva ce are legătură cu finanțele și cu planurile pe termen lung. Pe 13, la voiaxa banilor, va fi afectată în mod negativ. Deci, acea zi proastă. Luna pe casa resurselor comune cu alții face o poziție cu saturn aflată, aflat chiar pe casa banilor. Ei, banii, că sunt ei personali, că sunt în comun cu alții, că aveți credite, că aveți taxe, că aveți moșteniri, deci totul este sub auspicii proaste. De aceea, în această zi, nu trebuie să faceți nicio mutare financiară. Pentru că și dacă faceți, Saturn o să vedeți, vă pune bețe în roate. Cumva vă amână, vă blochează. Deci, ca să evitați supărările, nu faceți mișcări financiare azi, iar ziua următoare o să vedeți că o să vă dea un semnal în acest sens. 14 iunie se mai îmbunează un pic energetic pentru că apare Uranus care face un aspect frumos. Pe casa familiei, în cazul vostru. Deci, luna pe casa banilor comuni cu alții este în aspect prost de quadratură cu mercur, pe distracție, riscuri, cheltuiri de bani, dar apare trigonul lui Uranus pe casa patru a familiei și apare și Neptun să trezește el să facă în opoziție pe casa banilor. Ei, Uranus vine cu ceva brusc, neașteptat, pe energie materială de taur și vă vizează familia sau casa în care locuiți. Deci, acesta este semnalul pe care îl așteptați ca să mișcați lucrurile. Nu vă gândiți la Neptun, care vă amețește de cap și vă promite bani cu sacul, dar nu va fi așa. Voi lucrați serios, lucrează la detalii față de ceea ce v-ați propus. Pentru că noutatea cu care vă vine acum Uranus vă ajută să vă luați informațiile la modul concret. Trebuie să le verificați întâi și abia apoi să acționați. Seara, luna se mută în balanță, deci se mută pe casa voastră nouă. Călătorii luni, străinătate, studii superioare, credință. Deci voi o să vă gândiți undeva departe fie la cineva din străinătate, fie vă gândiți că aveți chef de o călătorie lungă, fie o să fiți nostalgici și a plecați mai spre credință. Oricum, balanța, energia de balanță o să vă dea o armonie sufletească pe 15 iunie. O să fie o zi foarte bună personal, pe distracție, pe proiecte inovative sau orice vreți voi să extindeți ca afacere, ca hobby. Pentru că luna pe casa nouă face un aspect frumos de trigon cu Pluto pe casa voastră personală. Dar mai face un trigon și cu Jupiter pe casa 5. Deci, eu spun să folosiți ziua din plin pe proiecte noi, pe proiecte creative sau în legătură cu ceva, să recreați ceva, să vă folosiți imaginația la ceva. Folosiți-vă de asemenea de persoane din străinătate sau faceți un drum lung în acest sens. Cei care aveți copii puteți avea activități minunate și educative cu ei. Nu stați în casă, ci mergeți spre noutate, spre deschidere și spre independență. 17 iunie, o zi foarte aglomerată astral, când soarele pe casa 5 va face trigon Luna pe casa deplasărilor luni și a credinței este un aspect frumos și vă ajută în deciziile luate în ziua de mai devreme, adică vă dă energie să faceți ceea ce v-ați propus. Atenție însă la tentațiile lui Venus, micul Benefic, care vrea lux, vrea distracție, vrea să cheltuiți banii. Și nu este momentul cel mai potrivit să fiți extravaganți oricâte promisiuni v face Neptun. Sufletul vostru este undeva departe, poate este deja plecat în vacanță, undeva la relaxare și cred că o să vă faceți niște demersuri în acest sens. Pentru că luna pe casa călătorilor lungi este în aspect frumos cu Mercur, pe casa distracției. Iar seara, Venus se mută pe casa muncii zilnice și a sănătății, și luna se mută pe energie de scorpion pe casa carierei, și împreună fac un frumos trigon. Adică, veți primi, așa ca un cadou de la Univers, pe zona de muncă zilnică și de carieră. Poate primiți o avansare, poate mai mulți bani la salariu, fie vă laudă șefii. Orice ar fi, o să vă dea o stare emoțională de bine. Veți gândi mai corect, veți ști ce să faceți pe activitatea zilnică veți fi atras spre un trai mai bun și mai sănătos, pentru că Mercur și Venus lucrează împreună cu voi de această dată. E, săptămâna se termină prost ca pentru toate zodiile, deci nu scăpați nici voi, pentru că luna pe casa carierei va fi într-o totală opoziție cu Marte plasat în familie și locuință. Deci, Simță mintele voastre, cele mai ascunse, sunt total opuse față de acțiunile ce le pregătește Marte pe familie și pe locuință. Vreți cumva să dețineți controlul în carieră? Dar Marte spune că acțiunea trebuie să fie îndreptată spre familie, întâi. Spune că nu merge și una așa alta. Dar de ceva vreme eu vă tot spun că. Dacă învățați să consumați în mod pozitiv energia lui Marte, prin sport, de exemplu. Ea nu o să mai se stocheze în voi, adică nu o să mai poată să răbufnească din voi și o să vă conducă așa elegant spre victorie. Adică veți putea să îmbinați și cariera și familia într un mod echitabil cu succes. Și, în sfârșit, zodia pești, cei cu ascendent în pești și luna în pești. Pentru voi, săptămâna începe frumos, pe familie, pe rutină zilnică, dar se termină prost pe zona drumurilor lungi sau mai scurte. Pe 11 iunie, luna pe casa voastră, 6, deci pe sănătate, pe muncă zilnică, face aspect frumos cu mercur, pe familie și locuință, și un alt aspect frumos de sextil cu soare și cu Venus. Deci, este un început de săptămână foarte bun pe rutina voastră zilnică, pe plan familial și locuința voastră. Nu știu, poate faceți ceva frumos în casă, poate primiți musafiri. Deci, orice ar fi, atmosfera este frumoasă și constructivă. Venus în casa 4 aduce armonie, iubire, căldură și o energie minunată. Ei, spre seară intervin însă Doua, două quadraturi proaste. Mai exact, luna pe casa muncii zilnice și a sănătății va fi în aspect prost de quadratură, cu Uranus poziționat pe comunicarea voastră sau pe rude drumuri scurte. Și Marte, pe aceeași casă treia comunicării, va fi în quadratură cu Pluto pe casa 12. Deci, intervine o stare de nervozitate sau Intervine ceva nepregăzut de la Uranus, un mesaj, o veste, oricum ceva ce nu vă place, raportat la rude, să spunem, sau la, nu știu, o comunicare, o interferență cu cineva. Marte, ca și răspuns la toate astea, vă va face mai agresivi în limbaj mai cu cuțitele pe masă față de niște rude sau niște persoane din apropierea voastră sau față de niște drumuri scurte, deci casa 3. Și Pluto zice, scapă de vechile obiceiuri care ți-au adus numai belele. Scoate la suprafață traumele și frustrările, că doar așa le poți vindeca. Marte și Pluto sunt două planete grele, incomode, prin natura lor. Iar voi veți fi trași când spre Marte, care este cu arma la picior, când spre Pluto, care fiind pe casa Carmei spune că întâi vindecă trecutul și abia după asta treci la transformări din temelie. Ziua următoare, pe 12 iunie, în luna se mută pe casa relațiilor 1 la 1 și face un aspect frumos de trigon cu Marte în Taur, adică o să o comunicați mai bine, mai eficient cu cei din jurul vostru, da? Deci, Marte acționează plăcut de data asta, încurajator. Ei, dar face și o cuadratură cu Jupiter pe casa familiei, și asta spune că marele benefic are un plan referitor la casa și la familia voastră. Dar acest plan nu prea este el în concordanță cu felul cum simțiți voi pe plan relațional. Ceva ce ține de o relație personală a voastră nu este pe placul lui Jupiter. Și el o să-și arate nemulțumirea față de asta. Nu știu, cred că faceți, că aveți cumva o iluzie față de vreo persoană și, sigur că da, o să fiți dezamăgiți. Saturn vine și el și vă trezește la realitate în stilul său caracteristic și brutal. Pentru că, în ziua următoare, se văd consecințele. Deci pe 13 iunie, când este cea mai proastă zi, și la voi se așează pe relații 1 la 1 asumate de voi. Deci luna pe casa relațiilor este în opoziție cu Saturn pe casa voastră personală. Deci voi și relațiile sunteți într-o energie extrem de proastă. Nu interacționați în această zi cu nimeni, nici măcar cu voi înși vă. Și așa, vegetați pur și simplu relaxați-vă undeva, poate în vreun loc spiritual, unde să vă regăsiți sufletul și pacea. Pe 14, o zi foarte plină, când luna în casa relațiilor este în cuadratură cu mercur pe casa familiei, dar într-un trigon cu uranus pe casa comunicării. Și în același timp o să vină și Neptun, guvernatorul vostru, care face prostii și este într-o poziție de cum se zice, poziție proastă pe casa personală. Deci aici avem parte de o amestecătură de energii, care o să vă afecteze, pe voi personal, în primul rând. Apoi, pe planul de familie, pe rude și cei din proximitatea voastră, adică nu știu, o să aveți una caldă, una rece. Uranus este de partea voastră, pentru că vine cu noutăți și cu o energie de schimbare radicală. Deci, el zice, abordarea voastră față de rude trebuie să fie alta, poate mai originală, poate mai revoluționară, poate mai rebelă de la caz la caz. Deci nu stați cu minți, ci răsculați-vă. Ei, doar așa veți vedea în mod corect cum stau lucrurile. Adică nu o să mai vedeți tot un ros, după cum zice Neptun, care este guvernatorul vostru. Voi trebuie să fiți de data asta logici, pragmatici, după cum vrea Mercur, ce stă așezat pe familie și pe locuință. Sara Luna, adică emoțiile, intră în balanță pe Casa 8 și aduce poate câștiguri din moșteniri de la o femeie, poate aduce succes financiar printr-o colaborare, dar. Sigur că este importantă și poziția celorlalte planete pe care le aveți în harta astrală, în Casa 8. Dar, fiindcă este pe energie de balanță, să știți că va aduce un echilibru interior, simț artistic, diplomație și sociabilitate sufletească. Pe 15 avem două aspecte frumoase, avantajoase pentru voi, pentru că luna Poziționată pe casa resurselor comune cu alții, face un aspect frumos cu Pluto pe casa 12 și un alt aspect frumos cu Jupiter pe casa familiei. Deci, folosiți această zi pentru familia voastră, pentru că acolo este marele benefic și poate aduce oportunități și șanse de prosperitate, șanse de vindecare în familia voastră date de Pluto. Nu știu, poate aveți o karmă de neam, poate o problemă de familie mai veche acum se poate vindeca sau măcar se vindecă sufletește, se rezolvă sufletește. O să simțiți transformarea voastră interioară, adică o să-l simțiți pe Pluto care s-a până nu mai rămâne nimic supărător acolo. Deci pe casa 12. El vrea să vă simțiți liberi și independent sufletește. Și cu siguranță că veți reuși la sfârșitul acestui ciclu. Pe 17, presiunea mare pentru că avem multe interacțiuni planetare și bune și mai puțin bune. Soarele pe casa familiei este în aspect bun de trigon cu luna pe casa resurselor comune. Deci este un aspect minunat pe resursele voastre cu familia. Sau poate cu vreo instituție financiară, poate aveți vreun credit, nu știu. Este o energie bună în familie, sunt vorbe frumoase, nu mereu sincere pentru că energia este de gemeni, dar măcar atmosfera este bună și armonioasă. Apoi, Venus, micul benefic, pe casa familiei voastre, este în aspect prost de quadratură cu Neptun chiar în casa voastră personală. Deci un aspect dificil, în care iubirea lui Venus nu prea se împacă cu iluziile lui Neptun. Adică, una credeați voi și alta primiți în realitate. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, zona asta de familie la voi nu are niște componente foarte sincere în totalitate. Neptun le crede, dar Venus nu le crede. Venus spune că iubirea se demonstrează și nu se visează. Deci, voi mergeți pe mâna lui Venus. Seara. Venus se mută pe Casa Distracției, a Copiilor a plăcerii de a trăi, iar luna se mută pe energie de scorpion, pe călătorii lungi, credință, studii superioare. Împreună fac un aspect frumos de trigon. Deci, vă bate gândul la distracție. Vreți să lăsați tot în urmă. Aveți niște scopuri secrete, ascunse de alții, adică. Vă gândiți cumva la un drum lung în străinătate și asta, toate adunate, o să vedeți că vă fac bine sufletului. Mai ales că o oră mai târziu, Mercur se mută pe casa distracției și a plăcerilor și face o conjuncție cu Venus pe aceeași poziție. Deci, mentalul, gândirea, informațiile se unesc cu emoțiile și cu dorințele voastre secrete și conduc spre un rezultat foarte bun. Din păcate, încheiem săptămâna cu un moment incomod. Pentru voi, pe zona de deplasări lungi și scurte, deci nu plecă, plecați nicăieri în această zi și nici în această noapte, da? Luna în Scorpion, pe casa voastră nouă a deplasărilor lungi, este în opoziție cu Marte pe casa deplasărilor scurte, și asta spune că este interzisă orice fel de deplasare. Lungă, scurtă, nu contează, ea va fi proastă. Fără rezultate, în cel mai bun caz, ba chiar mai mult, cu posibilitate de accidente sau pierderi de bani. Deci, tentațiile vor fi mari, deci poate primiți niște invitații, dar voi trebuie să rezistați și să nu plecați nicăieri, doar în această zi. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați că dacă apăsați butonul roșu din dreapta jos a ecranului, veți primi automat toate noutățile. Pentru iubitorii de astrologie, de magie, vă aștept pe Patreon, unde aveți sute de alte materiale și primiți în avans informațiile lunilor ce vin, inclusiv răspunsul tarotului la întrebările voastre. Tot pe Patreon vă pun și materiale interzise pe rețelele de socializare, pentru că ele ne răspund la multe întrebări actuale. Linkul de abonare îl găsiți pe ecran sau sub ecran la rubrica de explicații. Vă pup!